57. 56. 55. 54. 53. 52. 51. 50. 49. 48. 47. 46. 45. 44. 43. 42. 41. 40. 39. 38. 37. 36. 35. 34. 33. 32. 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 6. 6! What happened to 7? Just kidding. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Well, we're still alive. Yeah! Bună seara, Mihai! Gata, uitase să dau unmute. Salut, salut! Ce faci în această minunată seară de miercuri la ora 8, în prima miercuri de după webcamp? În primul rând mi-am făcut o cafeluță și o beau aici cu tine și cu oamenii care vor intra. Și când mă uitam la intro ăsta, mi-aduceam aminte de primul live pe care l-am făcut pe Facebook. A fost cu Ștefan Mirea în pandemie. Păi era cam singurul care făcea live-uri. Ștefan, aveam niște emoții, stăteam cu o cârpă lângă mine, că transpiram și mă dădeam așa un pic, ieșeam din cadru, mă ștergeam super, mi s-a părut așa emoționant rău de tot. Știu că ți-e frică de vorbit în public, asta discutam și la webcam, că îți dădusem ca temă să faci o prezentare de 10 minute și ai zis că ție îți transpiră chelia și îți tremură picioarele. Deși nu pare, adică pare un om care... Uite, înainte aveam și la interviuri aveam emoții, știi? Adică dacă îmi punea ceva un microfon în față, imediat, parcă eram ultimul dobitoc, nu mai știam ce să spun. Dar peste etapa asta am trecut, mi-o ochi acum, adică pot să vorbesc lejer, știi, cu un interlocutor. Dar știi ce? Cred că de fiecare dată când am avut, nu știu, ori o conferință, ori am fost speaker pe undeva, cred că și încrederea asta mare pe care am avut-o oarecum în mine m-a făcut să nu repet atât de mult, știi, crezând că, mă, ce poate să fie, am ideile în cap, le fac și, dar uite, vezi că orice experiență din astea te ajută să evoluezi și acum, data viitoare, o să știu ce am de făcut, că trebuie să pregătesc cu material, nu neapărat să-l pregătesc, dar să-l repet mult mai mult. Uite, mă uitam acum pe formularul ăsta anonim pe care îl trimitem noi după conferință și numele tău e menționat de câteva ori bune, adică am putea să te invităm la webcam lejer dacă ai vrea să ne onoresc invitația. Dar o să mai discutăm despre asta, nu în seara asta. Nu la palpitații acum, că lasă-mă să-mi fac treaba în seara asta. Cum ți-a plăcut la webcam? Povestește-ne un pic din experiența ta de participant, pentru că a mea de om, parte din echipa de organizare, e diferită față de cea a celor care stau în public pur și simplu și se uită pe un display și ascultă un om. Păi m-am bucurat ca de fiecare dată, oarecum sunt obișnuit cu conferința asta, dar cumva m-am bucurat mai mult prin Violeta, știi? Și mi-a plăcut că am adus-o acolo și că era în momente în care eu sincer mă plictiseam, știi? Atunci vezi diferența dintre un om care cumva are oarecare experiență și un începător. Și mă uitam la ea cum absorbea așa fiecare cuvânt de la orice persoană, de la orice speaker. Multe dintre idei cumva eu le cunoșteam, dar ea era așa, știi? Și mereu îmi făcea semne, ba să stau acolo jos, ba să nu mai vorbești, să fii atent acolo la discursuri. A fost super mișto și e tare chestia asta că te vezi cu prieteni acolo. Pentru mine asta e, în primul rând, e punctul foarte care mă face să vin de fiecare dată la webcam. Anul trecut trebuie să-i mulțumesc lui Vali Matei, că dacă nu-mi dădea el, am avut o perioadă în care am făcut o investiție, nu conta, stăteam mai prost cu banii.
Și n-aș fi venit, sincer să fiu, dar pentru că am primit cadou un voucher de la Vali Matei sau ce a fost ăla, am reușit să fiu acolo. Încercăm de cele mai multe ori să ne recompensăm față de speakerii care vin fără să ne ia un ban pentru prezentare, știi? Băi, vin că sunt timp pentru voi. Și încercăm să ne recompensăm cumva, fie dând un bilet gratuit pe care să-l dea cui vrea. El îl avea, nu știu, îl avea de la altcineva sau nu mai știu care. În fine, Nu. El avea de la mine pentru că era dat pentru el să-l dea unui prieten. Da. Să da. Nu vină singur. Da. Da, asta e partea frumoasă. Uite, eu personal nu m-am așteptat niciodată ca o conferință să poată să înceapă să se vândă fără să anunți măcar un speaker. Și cum deja am stabilit de la fața locului data pentru WebCam 2025, o să fie tot la Brașov, tot la Belvedere Hotel, pe 22-23 martie. Nouă ne-au plăcut foarte mult serviciile de acolo, spațiu. Mă rog, știi cum e, fiecare zonă din asta are și plusuri și minusuri. A fost nevoie de o ediție ca să ne dăm seama ce am putea să îmbunătățim acolo și eu zic sincer, n-am văzut niciun minus, adică nu am nimic de care să mă plâng, să zic ceva, că nu mi-a convenit ceva. Deci chiar a fost, din punctul meu, eu nici nu sunt un om pretențios, știi, dar mi-a plăcut absolut orice. Da, tu ești la fel ca mine, dar na, fiind organizator, știi cum e, te uiți și încerci să vezi fotografia mare și să înțelegi și dorințele oamenilor și ce ar fi vrut să fie mai bine și ce ar fi vrut să, nu știu, să aibă conferința asta mai multe lucruri ca să plece fericiți de acolo. Și na, a fost nevoie de o colaborare ca să înțelegem lucrurile astea, pentru că la Zenit deja știi că lucrurile mergeau de la sine și în fiecare an acolo primeam din ce în ce mai puține solicitări de a face ceva. Adică erau mai mult legate de partea de conținut și de invitați, să fie prezentările mai nu știu cum, să fie invitații mai nu știu cum. Nu, știi care e faza la mare? Sună frumos că mergi la mare, știi, dar totuși degeaba mergi la mare că nu prea te bucuri de mare, știi? Adică când am zis în prima oară când am fost la mare, mă gândeam că o să facem o chestie și o plajă, o să intrăm și în apă, vreo chestie din asta, dar practic marea doar o vezi așa, contact fizic nu prea. Păi imaginează-ți că acum, nu știu unde ai stat tu, dacă ai stat în centrul Brașovului sau nu, am stat la hotel unde a fost. Am stat la Steșeriș, exact lângă. A, peste drum acolo, da. Mă rog, noi am stat în hotel și am avut incluse tot pachetul de la ei, inclusiv piscină. Imaginează-ți că n-am apucat să trec pe acolo. Știu. Deși am văzut oamenii care se distrau pentru că aveau, e un geam mare și poți să vezi din lobby cine e în piscină acolo. Se vedea foarte, foarte frumos, dar n-am apucat pur și simplu. Hai să trecem, am vorbit despre treaba asta, am anunțat oamenii că ne vedem și în 2025 tot la Brașov pe 22-23 martie. Momentan știu că ți-ai luat bilet, înregistrările sunt deschise doar pentru cine a fost doar pentru cine a fost anul ăsta la conferință. Sunt cu circuit închis până pe 15 aprilie, de pe 16 se poate înregistra toată lumea. O să avem și o listă de preliminare de speaker, sperăm să venim cu ea până atunci. Dar acum o să vă mulțumim vouă celor peste 30 de oameni care v-ați înscris pentru la anul. O să facem probabil un nou sold out epic, cum îmi place mie. Deja 30 de bilete sunt vândute? 30 de bilete, da. 30 de bilete, da, suntem bine. Plătim avansul la hotel. Auzi, dar cred că Marian ar trebui să vină și el cu Piciu să închiriați o cameră separat. Păi da, că n-a, dai seama, tot weekendul ăsta a stat cu grija lui. Da. Era cu telefonul, se uita pe cameră. Am văzut. Bun. Hai să trecem, că ne-am întâlnit în seara asta aici pentru un alt motiv. Ni s-a cerut, așa ne place nouă să facem, să ascultăm de comunitate. Ni s-a cerut să continuăm seria asta de live-uri pe care am început-o acum aproape o lună. Și a început întâmplător seria asta de live-uri pentru că ne-a rugat unul dintre sponsorii noștri, Fundy Software, să-i oferim un live pentru comunitatea webcam. Și de acolo au sărit idei și hai ce putem să mai facem. Și ai văzut că s-au mai întâmplat diverse live-uri pe Cred că pe grup. O săptămână ar fi binevenit. Că poate uite că deja s-au adunat 41 de oameni din ce văd eu aici. Poate mulți dintre... Știu că mulți dintre fotografii de pe grup te știu, dar poate sunt și oameni care nu te știu. Dacă ai putea să faci o scurtă prezentare, eu știu despre tine că ești cel mai popular fotograf de nuntă în rândul mătușilor din România.
și că după fiecare nuntă îți cumperi cât un apartament. Vezi că au început și bunicile să-mi scrie. Deci nu mai sunt doar pe secțiunea. Vorbesc serios, am acolo o listă de câteva bunici. Da, sunt fotograf de nuntă, bineînțeles. Asta știm. Asta știți. Mai fotografiez și botezuri câteva pe an. Activez cam din anul 2015, din 2014 până în 2015 a fost așa o perioadă de tatunare și am început cumva tot cu oameni. Am fost genul care a fotografiat mai întâi gărgărițe, parcuri și mai știu eu ce chestii prin natură. Treaba cu nunțile a început oarecum brusc așa, pentru că eu fotografiindu-l pe copilul meu, pe Sasha, și postând în permanență pe Facebook, bineînțeles că au urmat și solicitările. Știi, hai să-mi fotografiez și mie botezul lui Fimiu la modul ăsta. Și de acolo a început totul cu fotografia de... Bine, ai o poveste, scuze că te-am întrebat, o poveste mai detaliată într-un podcast pe care l-ai făcut recent. Acolo, dacă oamenii vor să afle mai multe despre cine e Mihai Roman, o să dăm un link la final, să-i redirectăm din nou către podcastul ăla ca să afle mai multe. Ce face Mihai Roman în timpul liber, în afară de... În timpul liber încerc să călătoresc cu copiii cât mai mult. Cam asta îmi place să fac, pentru că în restul anului nu prea am timp sau călătoresc, să zic așa, în interes de serviciu cu nunțile. Și în prima parte a anului încerc să nu dau curs niciunui proiect, pentru că mi se pare că din luna mai până în luna decembrie, cu tot cu ședințele foto de Crăciun, eu personal simt că muncesc mai mult decât îmi permite organismul, știi? Și simt nevoia ca din ianuarie până în mai să stau sau să mă plimb, bineînțeles, să fotografiez doar chestii mici, un botez mic, o cununie mică, cât să nu mă desprind total de fotografie, știi? Dar nici să mă spetesc cu munca, pentru că din mai începem în forță rău de tot și trebuie să am încărcate. Da. Bine, deja am început, am deja 3 nunți fotografiate până în momentul ăsta, dar sincer să fiu, am fost și mai odihnit așa, adică le-am dus, am simțit că am o energie mai bună la ele. Tu ești un fotograf mai căutat așa în România decât mulți dintre noi și vreau să te întreb, cum s-a schimbat sezonul de nunți pe timp de iarnă, spre exemplu? Ai fotografiat iarna mai mult în ultimii ani față de ce făceai înainte sau? Eu cumva și militez pentru chestia asta cu fotografia de nuntă iarna. În general, miresele nu își fac ședințele de foto, nu-și fac nunțile în perioada de iarnă din ce am discutat eu cu ele, așa, știi? Din cauza ședințelor foto, știi? Au senzația. Nu e frumos afară. Că nu e frumos afară, știi? Și eu le zic așa: "Băi, femeie, gândește-te la soțul tău, că este îmbrăcat cu maieu, cu cămașe, cu vestă, cu sacou. Gândește-te la el, la ce chinuri îl supui într-o perioadă iulie, august, septembrie, ceva de genul ăsta, știi? Și mereu le sfătuiesc, bine, benefic și pentru noi că mai câștigăm ceva în perioadele astea, știi, la un preț mai mic cei de... Bine, tu faci și ședințe foto de familie de Crăciun în perioada Crăciun, respectivă. Bănuiesc că ți-ar fi greu să faci o nuntă. Nu. Ba da, le fac, mai este și Violeta, mă ajută și ea, e ok, ne descurcăm acum, că trage și cot la cot. Care e partea mai profitabilă? Ședințele foto de Crăciun? Că eu știu fotografii care iarna câștigă foarte bine din ședințele astea. Adică au plin de la 6 decembrie până imediat după Revelion, câteva zile după. Faza este că mulți dintre ei nu-și socotesc foarte bine treaba asta, știi? Ei cumva socotesc perioada de muncă din, să zicem, de la 1 decembrie până pe 20-21. Dar trebuie să te gândești că tu, înainte de a începe ședințele foto, tu ai o perioadă în care muncești de 2 săptămâni să-ți amenajezi studioul și cumva când decorul, cum ar veni, nu? Decorul, da. Și în momentul în care îți faci socoteala la bani, cumva trebuie să spui și alea 2 săptămâni, că și atunci ai muncit, știi? Pentru mine tot sezonul de nunți rămâne cel mai profitabil. La ședințele foto de Crăciun, sincer să fiu, nu mai am răbdarea necesară să fac mai mult de 80-90, adică aici mă opresc, nu iau
mai multe de atât. Acum, pentru că Violeta s-a învățat să fotografieze singură, adică practic să nu fiu lângă ea acolo și ies niște poze superbe de Crăciun, este posibil să mărim numărul, dar să facem cumva cu schimbul, știi, o zi eu, o zi ea, ceva de genul ăsta, pentru că ședințele astea te termină și fizic și psihic și mulți copii neastâmpărați și n-ai ce să le faci, că sunt încântați de toate chestiile alea pe acolo, îi apucă pantaliile, știi, când intră acolo și este foarte solicitantă treaba asta. Ai familii care vin an de an la ședințele astea de Crăciun? Da, crezi că e motivul pentru care o familie vine în fiecare an să-și fotografieze familia la studio? Nu știu, cred că în primul rând relația cu mine, pentru că eu recunosc, decorul meu nu este niciodată unul dintre cele mai frumoase decoruri din branșă, să zic așa, din breaslă, din cum vrei să zici. Însă, nu știu, cred că oamenii vin pentru mine, nici prețul nu este unul foarte mic, probabil că e high, știi? Așa, dar cu siguranță. Și plus de asta îi și fidelizez. Adică pentru clienții vechi am întotdeauna 100 de lei discount sau ceva de genul ăsta. Sau mai mi se pare normal să fac asta. Normal, da. 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 Bun, hai uite, înainte să trecem la să scoatem din sertar fotografiile, spunem scurt, ce înseamnă pentru Mihai Roman o fotografie bună de nuntă? O fotografie bună de nuntă, nu știu, văd acum din punctul meu de vedere. Pe mine, asta mă interesează. Da, corect. Pentru mine fotografia de nuntă și de eveniment este o amintire. Da? Că toți ai văzut când ne facem o chestie de marketing, așa, când prezentăm pe Facebook sau undeva, ne legăm de chestia asta cu amintirile, știi? Că fotografia de nuntă trebuie să fie amintiri, prețuim amintirile și așa mai departe, știi? Cumva mi se pare că acum fotografia de nuntă a depășit cu mult stadiul ăsta de amintire și se duce cumva într-o fază de asta de glamour, de fashion, de stai așa, fă așa. Eu ziceam într-un podcast că pentru mine o fotografie bună este o fotografie care reușește să-mi aducă aminte de ceva foarte bine. Chiar dacă o fotografie este blurată și nu se înțelege mult ce se întâmplă acolo, dacă fotografia aia mie mi-aduce aminte de ceva, înseamnă că și-a făcut treaba pentru mine, știi? Cam asta văd eu. Deci trebuie să ai o legătură emoțională cu ceea ce... Exact, să am o legătură emoțională cu... Din fața ochilor. Eu am o singură fotografie cu tata. Tata nu mai, eu, ai mei nu mai sunt, în fine. Și am o singură fotografie. Nu, n-ai de ce, că s-a întâmplat de mult. Am o singură fotografie de buletin. Da? Atât. Este pe care ulterior am printat-o și am făcut-o mare. Stai că vreau să vă și arăt ceva. Vio! Yeah. Vio! Da, scuze un pic pe Mihai că... Te rog frumos cu ai mei la sfârșit. Dar nu țipa, Mihai, nu țipa. Păi nu, că e departe. Vreau să ți arăt. O singură fotografie am cu el, este atât de micuță, acum e mare într-un album. Și fotografia aia reușește să-mi aducă aminte de toată copilăria mea, știi? Adică da. de absolut tot. Deci privirea din ochii lui tata îmi aduce aminte de absolut tot. Nu este o fotografie calitativă, este o fotografie făcută, îți dai seama, în anii 80, habar n-am, ceva de genul ăsta, știi, dar este de ajuns de calitativă pentru mine încât să-mi aduc aminte de niște chestii. Și e suficient. Da, e foarte interesant ce spui, că și eu am trăit toată copilăria mea cu fotografii puse de părinții mei al negru din copilăria lor, puse în colțul ramelor de la tablouri. Și opa, asta e un pic, că era să pice microfonul. Și mi se pare... Și uite, eu să le arăt și oamenilor, știi, că te gândești că de multe ori recomandăm oamenilor ședințe, albume foto. Faceți-vă albume foto. Și sunt curios câți dintre fotografii își fac și albume foto așa cum recomandă ei clienților, știi? Și uite despre ce fotografie vorbeam, ca să o vezi. Mama și cu tata, că nu mai e niciunul dintre ei, imediat. Uite. Da, deci ăsta e un album mare. Mama ta seamănă cu Stella Popescu când era tânără. Da.
Astea sunt singurele fotografii pe care le am cu ei, nici numai măcar nu se uită la cameră, știi? Și pozele astea le-am printat, cred că un scanner din ăsta, nici nu mai știu cum naiba le-am făcut. Ai făcut cu gigapixel, după aia probabil ai mărit și... Nu, că n-au nicio calitate, sunt blurate pozele astea. Deci au un blur, dar ți-am spus, nu mă interesează calitatea. Dacă poza asta cu tata mi-aduce aminte de el, este suficientă, știi? Nu-mi trebuie mai mult. Și aici am, uite, album, că e păcat să nu-l arăt, cu copiii mei de când sunt mici, cu Sasha, poze făcute cu telefonul. Parcă tu spuneai că îți faci la finalul fiecărui an un album. Uite, cu poza asta îi ziceam lui Plugari că a câștigat la fotograf, cameraman, nu știu ce premiu. Și zic, băi, am făcut o fotografie ca asta acum 10 ani, fix la, adică la fel, aproape, și era făcută și cu telefonul, știi? Și în fiecare an ne facem cât un album foto. Așa prețuiesc eu fotografiile, pe amintiri, pe hârtie, scrie aici Love. Ah, ia. Foarte frumos. Sunt foarte încântat de fotografiile astea și nu sunt poze profesionale, sunt momente cu telefonul, rar am avut un aparat foto pe care. Da, mi se pare interesant că faci asta, pentru că de fapt cu asta rămânem la final. Vorbeam și cu Silviu Bercea de la Impact Albums înainte de webcam, când am stabilit parteneriatul, și zicea, bă, care sunt lucrurile pe care ți le iei ce prima dată când pleci dintr-o casă și te muți într-o altă casă? E cutia cu fotografii, pe aia nu o lași niciodată în spate și pe aia trebuie să o protejezi, mă rog, după ce ți-ai luat banii și bijuteriile de sub saltea, îți iei cutia cu fotografii. La mine deja e un raft întreg cu albume foto și ne-am obișnuit ca după fiecare city break pe care îl facem să ne scoatem un 20x20, știi? Din ăla micuț cu 20 de pagini și le avem acolo puse la catastif, pentru că acum, să fim sinceri, suntem într-o perioadă în care nu ne mai pierdem fotografiile. Știi că înainte le țineai pe telefon, pierdai telefonul, pierdai tot din el, cam așa se întâmplă. Acum le ai pe harduri. Sau se duc în cloud undeva. Sau se duc în cloud, dar niciodată eu nu mi-aduc aminte când am băgat ultima oară un din ăsta, un hard disk, să mă uit pe pozele din anii trecuți, tot pe albume mă uit. Băi, să știi că, uite, eu chiar mi-am făcut un obicei ca la fiecare final de an să-mi selectez fotografiile. Eu și fotografiez foarte mult cu telefonul. Bănuiesc că da, și tu faci același lucru. Și la final de an îmi fac o selecție, am un mic proiectel, un folder de fotografii digitale doar cu telefon. Uh-huh. Și lucrez la asta, cred că de la primul meu iPhone 4. Da, arată bine pozele. Eu am rămas surprins, adică sunt imagini pe care le-am printat destul de mari și le-am pus pe pereți. Adică mie telefonul ziua de astăzi pentru fotografie de vacanță și de stradă și mie mi se pare super suficient. Cel puțin de la, nu știu ce telefon folosești, parcă dacă ești fan iPhone sau nu, dar mie iPhone îmi place pentru treaba asta. Sincer să fiu, sunt camerele astea aproape la fel de bune la fiecare telefon de ultimă generație. Hai să salutăm și noi din oamenii de aici, că uite, văd că s-au adunat, sunt 50 deja, ceea ce pentru grupul nostru e destul de mult, mai ales într-o miercuri seară aglomerată de live-uri prin alte părți. Și pentru doi interlocutori care nici nu arată foarte bine. Da, uite, da, zici că am fost în armată, te puneai să te bărberești în fiecare zi, dar venind de la webcam, așa putem să zicem. Eu vreau să zic o treabă. Chiar am făcut o postare la un moment dat și ziceam, băi, voi știți cât de greu este să aveți 130.000 de urmăritori fără să fii frumos, să n-ai țâțe și nici cur? Da, exact. Să meargă capul. Da. E greu, fără ceva așa aici, e greu, dar nu e imposibil, drept dovadă. Uite, îl avem pe Ovidiu Cam, Ovidiu Webcam, mai nou, ăsta e numele lui. Salut, Ovidiu, bună Olga, bună Ana Maria Drăgan. Uite, Ana a fost la Webcam și ea probabil se reface după acest maraton de fotografie și distracție în sufragerie, că așa o să-i rămână. Ce m-a plăcut cel mai mult webcam-ul ăsta? Pentru că am reușit și eu să beau ceva prima oară în viața mea. Da, știu că tu nu ești consumator. Și deci atât de fascinat am fost de faptul că eu am reușit să beau ceva încât știu absolut tot ce am băut. Deci pahar cu pahar, că nu sunt multe, îți dai seama. Dacă vrei, ți le număr altă dată. Da, eu mă distrez la toate glumele care se fac pe grupul nostru de WhatsApp după conferință. Chiar, sunt amuzante unele. Salut, Ovidiu, am zis bună Ana, bună Olga.
Cornel, salut. Ciprian Băbușan, uite, ne-a răspuns aici la o întrebare, zice că nu, ne-a completat cu ceva, zice, ședințele foto de Crăciun încep cam de pe la începutul lunii noiembrie și țin până la sfârșitul lunii decembrie. Am făcut chiar și în ianuarie. Deci se poate și mai devreme. Eu am văzut la cineva chiar din iulie promovate ședințele astea de Crăciun. Eu acum am făcut o ședință foto cumva în luna februarie și acum nu știam dacă ședința asta foto de Crăciun e pentru Crăciunul care a trecut sau ăla care o să vină. Știi, a venit cineva din străinătate și mi-a spus din decembrie, te rog mult, păstrează-mi și mie să fac și eu o poză, o ședință foto. Da, hai să trecem la critica pe imagini, că de asta s-au adunat oamenii aici, te-am ținut deja 25 de minute să povestim despre lucruri pe care oamenii poate le-au mai aflat și din alte locuri. Am promis când am făcut share-ul cu live-ul, am promis că o să povestesc o pățanie și trebuie să mă lași. Te rog, te las, nu? Mai uite, te mai las. Durează mai mult de 5 minute? 5 minute. Din perioada în care editam Look Like Film, știi? Am avut o cununie civilă la un moment dat și mirele, că ulterior a avut și nunta, a vrut el să-și cumpere un sacou de o culoare albastră, știi, ceva foarte greu de găsit. Își făcuse cu o creatoare de asta de modă celebră și a stat cumva după albastrul ăla, a stat vreo luni de zile să-i vină materialul de prin Egipt, o chestie din asta, știi? Foarte încântat de sacoul lui, de ce era nebunit, i-am făcut fotografiile și o editam Look Like Film. Îți dai seama că albastru era verde sau ceva de genul ăsta spre verde. Am postat pozele pe Facebook, am avut o grămadă de like-uri, lumea neștiind cum e sacoul original, știi? Și am predat pozele. Și mi-a scris că îi fotografiasem și botezul cu un an înainte, cumva ne înțelegeam, știi? Și zice, Mihai, îmi plac pozele, dar când văd că e sacoul verde, mă ia plânsul, că mi-a povestit că băi, eu am stat 8 luni de zile să-mi vină culoarea aia. Făcea, te implor, nu lăsa sacoul verde în poze, că nebunesc. Și dai seama că a trebuit să-i schimb culoarea sacoului. Și l-am întrebat, mă, dar tu n-ai văzut pozele mele? Și îmi zice, ba da, le-am văzut, mie îmi plăceau când erau alte persoane în ele, pentru că eu nu știam că se denaturau culorile. Știi? Adică eu nu știam că persoana pe care am văzut-o are un sacou verde, dar de fapt el e albastru. Eu am luat ca atare, știi? Și a trebuit să refac toate pozele, să-i fac omului sacou albastru, știi? Ia uite ce zice Cosmin Gărleșteanu aici, fii atent. Dacă vine replica asta tocmai de la Cosmin, zice, salutare, referitor la albume, sunt de acord. Cea mai mare realizare a mea de până acum e că e albumul cu Igor, 4 ani în 150 de imagini. Dar cine o fi Igor, că nu eu personal. Băiatul lui Cosmin, lor. Da. Îi dăm drumul la critică, Mihai, ai terminat cu povestea sau? Nu mă pricep și eu vreau să le zic din start oamenilor că stilul meu de a aprecia o fotografie, cumva mi-am dezvoltat skill-ul ăsta. Eu cumva văd fotografia prin ochii unui mirese, nu, sau unui mire, nu mirese că sunt chel. Așa, cumva așa văd eu din partea cealaltă a baricadei, dar o să fac tot ce pot. La editare știți bine că eu predau pozele aproape needitate, doar expunere, deci nu o să și un pic de contrast așa. Trag un pic cât să nu zici că n-am făcut. Nu să discutăm prea mult de partea de editare decât dacă... Eu personal nu sunt așa mare fan editare, dar pot să-mi dau cu părerea dacă este o încadratură proastă, dacă nu e un fundal curat, adică îmi dau seama. Ia stai două secunde că va trebui să dau un share screen-ului aici, să închid eu din taburile confidențiale. Uite aici Miron Marius, salutare băieți, mai pot trimite poza sau e prea târziu? Da, Marius, dacă pot să mai... am primit suficiente în seara asta, mulțumim tuturor celor care ne-au trimis pe mail. O să facem public mail-ul ăsta chiar în seara asta. Această sesiune de critică va continua, va fi odată la două săptămâni, pentru că oamenii au apreciat-o pe prima, cea cu Lupașcu, și sper să o aprecieze și pe asta din seara asta, pentru că ne dăm din timpul nostru ca să facem această sesiune. Data trecută i-am promis lui Alex că o să stăm o oră și am stat 3 ore și 15 minute. N-a fost nimic planificat, ci pur și simplu s-a întâmplat. Au primit puține fotografii, dar ne-am trezit dintr-o dată că oamenii ne-au trimis live. Pofta vine mâncând.
Da, Marius, poți să-mi trimiți pe WhatsApp fotografia, o bag în folder și o discutăm un pic mai târziu. Stai un pic să rezolv eu aici cu... Da, Marius, poți să-mi trimiți pe WhatsApp fotografia, o bag în... Două secunde. Unde e fotomecanicul ăla, că nu mai știu? Aici. Ce s-a întâmplat aici, oare? Ia. Stop. Mai greu cu partea asta tehnică. Prezent. Slides. Share screen. Bun. Window. Enter studio. Entire screen. Share. Sunt curios, ia două secunde să vedem dacă se vede display-ul, pentru că eu nu mai văd partea așa. Cred că asta ar fi una dintre primele imagini. Da. Acu este, avem vreo informație? E mai puțin interesant, nu știu dacă oamenii vor să le spunem numele sau... Da, nu. Trebuie să mă uit. Uite, oameni, vă rog de acum dacă vreți să vedem imagine și să spunem numele, să le treceți cu numele. Sabin Florin, a lui. Da, Sabin Florin, a comentat el. Da, asta că nu le-am spus oamenilor. Mailul unde puteți să trimiteți pentru sesiunea de peste două săptămâni este live. Două secunde să îl punem pe display. Hai măi, cocoșel. De ce nu mai vrei? Stop sharing. Să punem live-ul direct aici. Mail. Live around webcamp.com. Așa, show. Deci aici puteți să trimiteți fotografiile pentru următoarea sesiune de peste două săptămâni. Hai că să deschid din nou screen-ul acum. E o chestie ciudată care se întâmplă și nu înțeleg de ce. M-am obișnuit mai greu cu platforma asta. Ia să vedem. O acum. Faci bine, e ok. Ia să vedem, dar nu înțeleg de ce nu vrea să... About. Ok. Să-l închid din nou. E... Nu se mai vede screen, ne vedem iar noi doi. Ia să vedem, critică. Critică la Mihai Roman. Și deschidem. Share screen. Entire screen. Se vede. Se vede. Acum ar trebui să se vadă imaginea. Salut, Alex Bogdan. Are și Alex niște imagini trimise la critică. Singurul pe care și le-a redenumit cu numele lui este Daniel Uță. Îi mulțumim și uite, pentru data viitoare trimiteți la live@webcamp.com, iar dacă vreți să vi se menționeze numele, redenumiți imaginile cu numele vostru, dacă nu lăsați-le așa cum sunt, nu e absolut nicio problemă. Mihai, te las pe tine să încep, că ești invitatul nostru special din seara asta. Bun, în primul rând aș avea două variante de editare și aș alege varianta cea mai bună doar prin încercare. Nu știu care ar fi cea mai bună. În primul rând aș avea varianta cu un gradient de expunere din dreapta, cumva și în partea din dreapta unde este tipa în alb a subexpune un pic. Sau aș mai face un crop, să zicem, cumva până la fruntea, aproape până la fruntea mamei, pentru că pe lângă faptul că dânsa este emoționată, cumva eu îmi place și ținerea asta de mână, așa cum se țin de mână. Un pic, dacă fac ce trebuie. Un pic mai sus. Ceva de genul ăsta, acum mai multe încercări, mai sus, mai jos. Ceva de genul ăsta. Poate puțin mai sus. Atât. Aș vedea eu și aș veni un pic cu un braț aia și ascunde în stânga și aș veni puțin cu un gradient în dreapta să mai subexpun. Aici. În dreapta, da.
Ei, uite că mi-ai zis că nu ne interesează prea mult partea de editare și ți-am deschis fotomecanicul pentru treaba asta. Adică o să ne jucăm doar pe compoziții și pe... Dacă nu deschid Photoshop și băgăm în camera lui imagine. Nu, dar cu oamenii care se uită la noi sunt profesioniști, dar nu cred că trebuie să mai faci toate modificările astea. Cred că își imaginează cam ce vreau să zic. Aș fi mers un pic cu un braț și pe mâna mamei. Aici, undeva în dreapta, unde e highlight-ul. Da, e supraexpus. Nu știu dacă se mai poate recupera, dar dacă se poate aș mai închide puțin acolo. Și la fața locului aici se vede că este un moment în care mama stă acolo o perioadă de cel puțin 10 secunde. Eu cel puțin așa simt, știi? Și cumva aș fi încercat să mai fac un pas și la stânga și la dreapta. Nu la stânga, mai, da, de fapt, da, un pic mai în stânga. Adică aș fi schimbat punctul de... Eu m-aș fi rotit un pic în jurul lor. Și aș fi pus accent odată și pe mamă, odată și... Dar bănuiesc cu siguranță că și fotograful are... Eu cred că s-a mișcat stânga-dreapta și mai multe cadre din momentul ăsta. Da, eu așa cred și așa sper, pentru că suntem mulți dintre fotografii care apasă de mai multe ori butonul într-un moment în care se întâmplă ceva. Aici e clar că era un moment care necesita apăsarea butonului de mai multe ori, nu doar un cadru și atât. Da. Mihai, e ultima, Marius, e ultima pe care o primim, una singură de la tine, o să mai luăm, că ne-ai scris acum. Avem deja suficiente, restul le facem data viitoare, nu e absolut nicio problemă, ne facem peste două săptămâni. Da, Mihai, scuze că te-am întrerupt. Nu, atât aș face eu. Da, bun, o să zic și eu părerea mea, uite, la modul la care este acum, da, e cum ai zis și tu, sunt foarte multe elemente care perturbă în background. Am zis și data trecută, pentru mine marginile sunt foarte importante, imagine, pentru că alea de fapt îți distrag atenția cel mai mult de la subiect care oarecum plasat nu o să-l pui niciodată pe margine. Deci marginile ar trebui să fie curate în primul rând, aș scăpa de buchetul ăsta sau ce aici, o floare cumva, fix ce ziceai și tu mai devreme. Aș scăpa de ce e în stânga acolo. Iar din asta aș putea să fac două imagini. E cea pe care ai propus-o tu la un moment dat, adică asta. Da. O să-i las totuși colțul ăla alb acolo și vedea așa, fără zona asta de alb, adică cu cât e mai închisă marginea și ne concentrăm mai mult pe subiect, cu atât e mai bine. Exact. Da, deci aș vedea undeva așa, să zicem, deși mă deranjează oarecum zona de alb din spate, adică rochea, voalul ținut de o domnișoară de urmare, probabil. Sau i-aș da mai mult context direcția asta, chiar dacă nu-i se vede fața miresei, i-aș da un pic mai mult context așa. Da, și să lași partea aia mai și aia evidențiată. Da, și cum ai zis tu, aș merge pe un gradient undeva pe în zona din dreapta imaginii, aș subexpune un pic, aș închide, dar nu foarte mult și nu foarte evident. Cumva varianta asta întregește povestea, știi? Dacă facem crop-ul mai mult, nu prea o să-ți dai seama, bine, poate nici nu contează, dar zic așa, nu o să-ți dai seama exact în ce moment al zilei a fost fotografia asta, știi? Poate peste ani cumva se... Depinde ce vrei. Eu personal din asta aș putea să fac două imagini mirilor. E aia de care ai zis tu, care poate fi momentul ăsta strâns aici, poate fi chiar aici, în genul ăsta, dacă chiar dorești... Mai strâns. E importantă strângerea aia de mână de acolo. Cred că echilibrează foarte bine fotografia, dar poate fi și ceva în genul ăsta, poate fi și ceva cum am făcut mai devreme. Sunt mai multe cadre. Mie îmi place să mă joc, îmi place să scot dintr-un singur cadru cu crop mai multe alte cadre, pentru că avem avantajul ăsta de a schimba optica unei imagini doar dintr-o tăietură. Exact. Deci acum cine? Sabin, mulțumim că ai trimis fotografii. Hai să trecem la următoarea. Asta cred că tot a ta e, dacă nu mă înșel. Ne zici tu dacă e altcuiva sau dacă e a ta. Stai două secunde, să facem un pic mai mic aici să se vadă. N-aș vrea să scot totuși burtirea de acolo dacă tot am lăsat. Dacă nu o scoatem până la urmă. Uite așa, e bine așa. Te rog, Mihai. Aici mi se pare dozată lumina perfect, știi, lumina care cade pe miri și știu că este greu, am făcut și o fotografie asta
Este o fotografie pe care toți dintre noi am visat să o facem la, sau nu toți, majoritatea dintre noi au visat să o facă la un moment dat și cred că în momentul în care începe ploaia undeva la o petrecere, toți ne gândim cum să băgăm cumva un blitz în spatele mirilor sau să încercăm să-i scoatem afară, știi, să scoatem razele alea de soare în evidență. Fotografia este foarte mișto, îmi place albastru ăla, aș fi lucrat un pic în partea dreaptă, aș fi ascuns toate luminile astea care distrag atenția și cam atât. Altfel, eu le-aș fi predat, sincer să fiu, și varianta în picioare, portret, și varianta pe lat. Ce vorbeam de margini, da? Da, să scăpăm prin orice metodă, fie prin vreun, dar dacă dai braș cu braș nu prea merge pentru că pastul și are highlights-ul de pe picăturile de ploaie. Da, da, deci cumva ceva de genul ăsta, știi? Sau te referi că ai mai fi dat, stai un pic să vedem noi cum dau rotate aici la ăsta. Cred că a scăpat și de pata aia de lumină din dreapta, e un maro acolo și dacă mi s-ar astupa picăturile din apă, aș clona un pic din stânga și aș murta în partea dreaptă, știi? A, tu zici de aici? Să munți da, aici? Da, 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 în dreapta, da. Vezi că e o pată maro acolo. Da, asta de aici. E un autobuz ceva, nu-mi dau seama ce e. Da, 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 ceva e. Păi aș fi făcut ceva, nu știu ce, dar să scap de el. Ar merge aici închis, să fie negru, ca în partea cealaltă, da, simetric, da, da, să nu distrug, da, atenția de la cuplu. Și da, într-adevăr, zona asta de highlights de jos oarecum deranjează. Cred că flash-ul a fost pus undeva în spatele lor jos. Ori jos, ori... Ori îl ține mirele în mână. Da, asta se mai face, mai îndrept și flash-ul în sus, în umbrelă, de multe ori. În umbrelă, da. Dar pare că ar fi reflectat albastru mai degrabă, nu știu, habar n-am. S-ar fi mai albastru zona asta de highlights. Din highlight-ul ăla sunt sigur că a încercat să scape de pe picior, dar mi se cred că e prea arsă fotografia să mai poată face ceva. Da. Asta e o tehnică pe care dacă nu o stăpânești foarte bine se întâmplă asta. E bine să folosești modificatoare și să concentrezi lumina cât mai mult pe ei. Modificator poate fi un softbox mic, poate fi ceva de la Magmod, să fie lumina concentrată. Deci întotdeauna am visat să am și un pachet de la complet de la Magmod. Da. Bă, deci mereu și încerc de fiecare dată să-l înlocuiesc cu toate rahaturile de pe AliExpress, știi că sunt la... Nu se poate. Adică mai sunt modificatoare pe AliExpress bune, dar din punctul meu de vedere nu ignorează nimic Magmod. Deci Magmod este singura chestie pe care nu m-am îndurat să dau banii până acum. În rest am dat ca toți ceilalți, 1000 de euro pe aparatură, dar uite, Magmodul ăla nu îmi vine să dau sutele alea de euro pe el, știi? Da, uite, te-ai înscris la un, uite, despre asta n-am vorbit. Te-ai înscris la un workshop? Da. La unui băiat din Columbia care m-am înscris. Fii atent. Am riscat niște sute de euro ca să văd dacă merită să îmi cumpăr Magmodul ăla. Deci pentru asta m-am înscris la workshopul ăla, că cumva îmi dau seama ce face, știi? Adică sunt la un nivel în care văd o fotografie și știu cum a fost făcută, știi? Dar de asta mă face să văd dacă aș avea timp la anunțile din România, asta mă interesează, să văd cât timp îți ia să lucrezi cu Magmod. Știi că la noi la viteza care e greu să stai să pui o lumină în spate și să faci 100 de încercări, poate la o ședință foto separat, dar în ziua anunții foarte greu. Și vreau să văd cât de ușor este lui Cardona și cât de repede se mișcă cu Magmodul ăsta. Și doar eu cred că lucrează cu asistenți, părerea mea. Adică sunt doi asistenți acolo, că întotdeauna e lumină și din spate și din față. Bun, mai avem ceva de zis la asta? Nu, atât. Asta cred că tot a ta e, Sabine? Ia uite, zice Ștefan Chelmu, s-a înscris și el la Cristiano, vine și el. Uite, și Alex Bogdan vine. Ne vedem acolo, băieți. Nu mă înșel. Sunteți gașcă mare la Cardona. Da, Mihai. Ce vedem? La poza cred că tot s-a bine. Îmi place foarte mult fotografia asta. E totul frumos. Aici un singur lucru aș face. În partea stângă a scoate pata aia neagră. Cauciucul ăla îmi place acolo, în dreapta. Arată. Asta de aici. De jos, ăla, îmi place, mie personal îmi place. Așa, cred că aș mai veni cu, ba nu, că ar fi înghesuită poza dacă aș mai cropa-o.
Doar în partea stângă scoate priza aia de pe perete. Priz, nu e priză, nu știu ce e. E ceva de genul ăsta așa. Și mai sunt niște puncte care îmi distrag atenția lângă grinda aia, în stânga. Aici. A, tu zici aici undeva. În stânga, în stânga aici. La jumatea calului. Uite, acolo. Nu, acolo, acolo, în dreapta un pic. Alea două, da. Da. Atât, eu altceva n-aș face. Îmi place mult fotografia asta. Da, și eu zic, niciodată n-am foarte multe de comentat față de tine. Singurul sfat pe care aș putea să-l dau celor care fotografiază animale este să nu le taie urechile, pentru că urechile spun multe despre starea animalului în momentul respectiv. Da, n-ar fi. E un moment frumos. Probabil mireasa e o iubitoare de animale, în special cai. Bine, acum poți să stai să o editezi fin așa, colțul din treapta, punctul ăla negru, să-l scoți și pe el, să mai scoți burlanul ăla negru. Eu n-aș face asta, sincer să fiu, dar un fotograf care este fier pe editare, adică sunt sigur că ar edita mult mai mult de atât mulți dintre noi, eu aș lăsa-o așa. Personal nici nu stau să-mi pierd vremea cu lucrurile astea. Dacă pot să rezolv din crop, ok, dacă nu, plec mai departe. Hai să vedem. Sabina, aici cred că tot ești. Mihai? E mișto regula treimii acolo, îmi place și eu sunt adeptul acestei reguli, dar nu cred că se aplică în cazul, așa aș fi mers și eu, pentru că este mult prea mult spațiu negativ în partea dreaptă. Aș lăsa umărul, aș mai lăsa un pic din umăr, din rochie. Puțin din rochie aș mai lăsa, știi? Să se vadă că e de nuntă. Să se vadă că e mireasă sau că e din ziua cununiei. Sau... Bine, ea știe, dar pentru așa aș face-o. Am așa, aș lăsa-o și. Da. Și atât, altceva. Da, eu poate aș mai da un braș aici, să echilibrez tonurile de aici cu ăsta. Am fixurile mele cu marginile să fie curate. Mie mi se pare că acolo te uiți prima dată când deschizi o fotografie. Și aș fi mai atent în momentul în care a fost aici, da? Nu l-aș fi mutat. Bine, acum e posibil ca asta să fie un moment. E posibil să fie și să nu fie. L-aș fi mutat pe el cu nasul în partea cealaltă. Adică aici. În partea, adică el să fie cu capul după, cu nasul lui după nasul ei. Eu ia, mă rog, îți dai seama că bine, sunt mai multe variante și depărtați un pic și, dar parcă ar fi mers ea să vină cu nasul înspre noi. Dar sunt sigur că are și varianta asta. Da, eu cred că e o fotografie la care Sabina a folosit un flash detașat și da. Pe mine mă deranjează umbra aia nasului pe nasul ei. Da, și eu am văzut-o acum. În același timp mi se pare și un moment interesant, nu cred că ar fi avut ce să fac mai mult dacă avea flash-ul pornit. Nu-mi dau seama nici de condițiile de lumină care au fost acolo. Eu personal nu fotografiez cu flash momente de genul ăsta, pentru că mi se pare că strică atmosfera momentului și atmosfera momentului printr-o sursă de lumină externă alta decât cea de la soare. Da, corect. Mi se pare că strică atmosfera. Sabine, zine dacă ai folosit un flash aici. Chiar sunt curios să văd. Dacă era, e posibil să fie și lampă aici, dacă era posibil. Lampă sau flash, nu știu, am zis că mi se pare o lumină de flash că pare mai dură așa umbra și de asta. Hai să-i dăm mai departe. Ne zice Sabin dacă. Da, uite, a fost flash. Asta o să trebuiască să verific a cui este. Asta e a lui Casian. Ok. Pare a lui, da. Pare a lui. Da, te rog, Mihai. Eu știu poza asta, îmi place. A lui Casian, că e trasă cu R6 din ce văd eu aici. N-am, sincer să fiu, efectiv, n-am ce să-i reproșez. Eu personal nu sunt adeptul la fețe negre, la mirese. E o fotografie artistică de premiu, dar la cât de frumoasă e fotografia asta, e posibil ca miresei să nu-i placă. E posibil. N-aș face nimic, sincer să fiu.
Da, eu încerc să-mi dau seama dacă ar merita un crop sau nu. Știi ce mă deranjează un pic? Chestiile alea două de subărbie. Sunt niște fire de păr. Aici. Exact sub bărbia ei. Aici, aici sunt acolo, da, alea două le-a scoate de acolo cumva. Eu singura chestie pe care aș putea să o comentez despre asta e că mi se pare o fotografie mult prea centrată așa și îmi dă impresia de dezechilibru. Aș încerca să pun și să o aranjez altfel, adică fie să o pun așa, fie așa ar fi mai corect pentru că dai ideea de spațiu în față, dar pe mine nu mă deranjează nici dacă aș face-o în direcția asta. Adică să se uite cumva în afara cadrului. Mulți fotografii au gândirea asta că trebuie să lași spațiu pentru direcția în care privești. Eu personal nu am, dar ăsta e singurul lucru pe care l-aș face. Mi se pare o editare mult prea agresivă, dar asta e doar viziunea autorului, a lui Cassian. N-aș merge să închid atât de mult zonele de negru. Dar bănuiesc că dacă a vrut să obțină efectul ăla de siluetă doar pentru fața miresei, a trebuit să facă asta. Sigur, da. Cu siguranță, deci nu ar fi fost, dar nu era atât de închisă pe fața ei, știi? Adică da, uite, zice și Mario că merită încercat un layer de Fibonacci. Cu siguranță se poate face și asta. Ce? Un layer de Fibonacci. Nu, cine a zis? Mario Silaghi. Am cer scuze, Mario, dar mă depășește layerul de Fibonacci. Ei, sunt, dacă te uiți în Photoshop sau în Lightroom, o să găsești că sunt anumite tipuri de crop. Asta pe regula 3000, aia pe Fibonacci, da. Sunt mai multe. Mă rog, și fotografia asta poate fi. Din asta poți să faci mai multe cadre, fix ce vorbeam mai devreme. Da, exact. E o fotografie reușită. Inclusiv așa aș vedea o. Da, singurul lucru dezordonat mi se pare încadrarea prea dezordonat. Mi se pare încadrarea prea pe mijloc a miresei în cadrul inițial, cel pe care ne l-a trimis Cassian. Aș încerca să-i dau ceva să nu fie plictisitoare încadrarea. Fotografia e superbă ca tonul și faptul că a surprins silueta aia și pe voală așa. Da. Bun. Hai să-i dăm mai departe. Asta cred că totalul e. Da. N-am ce să-i reproșez aici. Poate, poate aș fi, poate nu e prietenul, nu e prietenul tău, Cassia? Ba da, nu, exact asta voiam să zic. Să cropat un pic până la marginea de sus a clădirii. Acolo, exact acolo. Așa aș fi mers și aș fi îndreptat un pic mașina, rama asta, știi, să fie dreaptă din Lightroom, rama din stânga. Aici? Da. Din asta, de asta putem să scăpăm. Uite, poate fi mai. Nu, n-aș fi scăpat din ea, aș fi îndreptat. Ți se pare o chestie că e o încadrare în frame? Da, exact. Mm-hmm, da. Atât aș fi făcut la poza asta. Da, e o regulă ca să faci imaginea astea să pară cât mai aliniate, întotdeauna să aliniezi verticalele. Eu am învățat de la un fotograf bătrân și mi-a zis, zice, băi, când ai imagini, ai grijă înainte de toate. Dacă nu e o imagine de landscape cu linia orizontului, ai grijă să aliniezi verticalele prima dată. Pentru că aliniind verticalele o să dai senzația de cadru echilibrat. Și cred că aș încerca, dar foarte puțin braș pe fața miresei. Puțin de tot. Foarte puțin, așa e. Puțin, un pic. Mă rog, dar eu aș vedea fotografia asta chiar așa. Bine, n-aș dea chiar toată roata. Aș îndrepta-o de aici. Cam asta ar fi imaginea mea. Ca să scap doar dintr-un crop, să zic, aș îmbunătăți-o, doar scăpând de elementele care perturbă cadrul în margini. Ia să vedem. Unde eram aici. Așa aș vedea eu pe asta. Probabil e și mirele în spate. Uite, e și mirele în mașină. Mi-ar fi plăcut dacă. Eu sincer nu l-am văzut. Este și mică imaginea.
Nici n-am sifoanele la ori Mirele, ori tatăl Miresei. Acum, da, acum văd. Bine, imaginea mică, probabil, dacă aveam pe tot ecranul, cu siguranță se vedea. Chiar și așa, e o variantă. Mie mi se pare că din crop poți să rezolvi multe chestii. Dintre tot ce am făcut până acum, ca și crop, mie asta îmi place cel mai mult. Asta e, mă uit în două display-uri și văd, încerc să-mi dau. Așa aș vedea. Nu era. Ia dă un pic de brush, un pic de tot și pe fața. Da, nu pot să dau brush din, nu știu dacă pot să dau brush din foto. A, ești în fotomecanică. Dă fotomecanică, mi-a fost mai simplu să încarcă mai ușor imaginile. Dar putem să băgăm următoarele, putem să le băgăm în Photoshop, dacă e mai simplu. La sfârșit, după, dacă ne mai rămâne, dacă trecem peste toate, mai revenim. Da, mă rog, în fine. Hai să mergem la următoare. Cred că tot Casian e aici. Mamă, da, a trimis cu sete. Casian. A trimis 5 imagini. Mă rog, sunt mai mulți care ne-au trimis mai multe în speranța că nu o să trimită toată lumea. E bagabond, că îmi plac cu B. La noi în Sălăjean așa zice, bagabond, nu bagabond. A trimis pozele care îmi plac mie de la el. Na, asta e poza asta, fotografia asta e perfectă. E încadrat cu capul Miresei fix între ramele oglinzii. E, nu știu, și compoziție, cred că e și moment acolo. Cred că e un moment norocos ăsta. Nu, chiar sunt curios să ne scrie el dacă a pus-o el pe mireasă sau chiar se uita ea în oglindă la momentul respectiv. Da, eu doar sper să aibă mai multe cadre din instanța asta de aici. Uite, de exemplu, acum eu sunt curios ce tatuaj are pe spate mireasa și nu-mi dau seama. Da. Dar n-am ce, n-a scoate nimic, e o întreagă poveste acolo, știi, îți arată și locul și detaliu. E o fotografie de detaliu care trebuia să câștige ceva pe la vreo gală, pe undeva, nu știu. E atras cu 35-1.8. Uh-huh. E obiectivul ăla de la Canon, 35-1.8, că ăștia de la Canon încă n-au scos, obiectivul ăla cu 1.4 pentru RF, ăla pe care l-așteaptă toată lumea. Nu mai știu cu cine aveam discuția asta de 35, cred că pe grupul de webcam zicea la un moment dat cineva că ăsta 35 nu e chiar calitate. Uite că se pot face și cu 35 cu 1.8 cadre frumoase. E foarte, foarte mișto cadrul. Da. La mine singurul lucru care mă deranjează în cadrul ăsta sunt lămpile alea două care sunt greu de scos alea. Și eu m-am uitat la ele, dar eu personal nu m-aș apuca niciodată. Aș fi încercat să trag un pic mai de jos, să mut punctul de stație al camerei mai jos ca acele lămpi să coboare sub mâini. Chiar asta aș fi curios dacă generativ filul ăla ar scoate chestiile astea de aici. Eu nu știu, nici nu știu ce e generativ fil. Generativ filul selectezi o zonă care nu-ți place și cumva el îi spui tu ce trebuie. Se înlocuiește cu altceva din cadru care e mai apropiat de tonul de culoare. Nu știu ce, știi? Adică îi spui ce să facă, cumva e pe bază de inteligență artificială, știi? Și este mult mai ok decât filul. Filul știi. Da, ăla. Selectai, dădai fil și el calcula cu ce e în jur și e cumva mult mai avansat decât filul. Da, eu nu mă pricep la Photoshop. La mine, în afară de tonuri de culoare și crop, nu știu mare lucru. Mai scot. Nu, dar e mișto că dacă atunci, adică ar trebui să-ți arunci o privire că te scutește de multă muncă. Este foarte util ăsta, este foarte util pentru cei care vor să-l folosească în sensul ăsta. Se pot adăuga lucruri, adică completează cumva fotografia sau eu îl folosesc de multe ori să scot obiecte din. Și o face foarte bine. Încearcă-l, că nu o să-ți pare rău. Da. Deci la mine singura chestie pe care aș avea-o de comentat, ți-am zis, aș fi încercat o fotografie mai de jos. Adică era spațiu suficient ca să păstrezi capul Miresei în rama oglinzii. Cred că e fix spațiul ăla pe care ai fi putut să-l utilizezi dacă trebuie să iau un pic mai jos, să lași și lămpile sub brațele Miresei. Eu mă uit, adică sunt cele mai luminate elemente din cadru și îmi sar ochii pe îmi sar ochii pe coatele Miresei în loc să îmi sară pe coroana acolo unde se întâmplă de fapt ceva, ăla e de fapt momentul imaginii astea. Dar cadrul e superb cu toate manechinele alea cu pălării și îl salut pe această cale pe pălăriotul Daniel Anghelache, pe părintele nostru de la webcam. Bun. Ia să vedem. Nu știu cine a trimis-o pe asta. Dacă e cu noi aici să ne comenteze.
Da, uite, vis-a-vis de imaginea precedentă, m-am gândit și eu la chestia asta. Aș fi folosit o diafragmă mai deschisă. Eu nu prea trag la 1.8. Foarte, foarte rar. La mine un cadru de genul ăsta ar fi fost tras la un 3.5 și da, cred că mi-aș fi plăcut să se vadă mai mult din, din background. Din moștile alea, da. Nu foarte mult, adică n-aș fi exagerat să mă duc la F8, dar cred că la un 3.5 ar fi fost mai interesant cadru decât la 1.8. Alex Bogdan aici, uite, ne-a comentat. Asta e imaginea lui. Îmi place fotografia asta pentru că silueta este făcută corect. E ok că nu se ating mirii între ei. Nu știu acum dacă cerul n-ar fi fost mov în realitate. Este posibil să fi fost mov. Nu știu, aș fi văzut cadrul ăsta mai mult cu albastru. Mie nu, în general, nu, e doar vorba de gustul meu. Nu-mi place culoarea mov în cer. Știi? Mi se pare nefirească, cu toate că și în realitate de multe ori cerul este și roz uneori. Probabil că ai văzut și tu cer roz și toate culorile. Și doar un, cred că aș mai cropa-o un pic din dreapta. Mi se pare foarte mult negru în dreapta. Foarte mult spațiu. Foarte mult spațiu negativ. Neutilizat. Da, da. Că ceva de genul ăsta aș lăsa-o. Aș face mai multe. Mai multe încercări. Bine, și din asta poți să faci două cadre legere, adică poate fi și unul un pic mai larg. Dar tot, da. Eu m-aș focusa mai mult pe zona asta unde există tonuri de highlights. Și chiar și așa mi se pare mult spațiu negativ. Adică aș merge cam aici și aș vedea cadrul ăsta. Cam așa. Poate puțin mai. Cam așa, exact. Să lași impresia că stau pe pământ totuși. Da. Deci aș păstra până aici, până unde există. Și da, cred că ar mai fi mers tot așa, un punct de stație un pic mai jos ca să ridici siluetele alea mai mult pe cer. Cred că da, dacă erai mai jos cumva, cred că se atingeau capetele lor de crengi. De frunzele alea de mai sus, da, de crengi. De frunzele alea de mai sus. Doar o idee, mai eu sunt atent la chestiile astea și încerc să le. Deci mai jos și un pic mai în dreapta. Mai din dreapta. Dar mă rog, Alex probabil știe mai bine care a fost situația acolo și. Da, în niciun caz n-aș lăsa o atât de largă. Cu tot spațiul ăsta negru. Dacă ar fi fost în dreapta, venea puțină lumină din dreapta, se erau tot ca în partea stângă, așa se vadă printre frunze. Dacă ar fi fost detalii, dacă ar fi fost un peisaj, da, altfel aici aș fi păstrat, dar personal cred că e mult mai ok să strângi cadrul ăsta până aici. Sub forma asta sau chiar să-i pui așa, să-i pui pe o linie a treimii. Mai mult n-am nicio ce să zic. Trecem la următoarea? Da. Cred că tot Alex e și aici, dacă nu mă înșel. Și el ne-a trimis vreo 3 sau 4 imagini. Mov-ul ăla din rochie, nu știu acum dacă rochia este mov. Nu cred că e mov. Dar nu știu, cromatic nu se potrivește deloc cu ambientul mov, cu portocaliul ăla. Dacă e mov rochia de la mama natură, că așa e rochia, n-ai ce să faci, știi? Că, na, acolo a fost locul, așa e rochia, știi? Dar dacă din balansul de alb e mov ăla la rochie, aș fi făcut tot posibilul să o fac albă, știi? Și mi se par subiecții cumva mult prea în dreapta, mai ales că nu e nicio linie de asta de ghidare, să zici că duce din colțul din stânga spre ei, știi? Că de obicei așa se fac pozele astea, când lași mirii foarte, foarte în dreapta sau foarte, foarte în stânga, e și o linie de ghidare care îți îndreaptă spre privirea mult spre ei. Aș cropa puțin mai mult din stânga de jos. De aici, din stânga, nu? Din stânga. Dar să nu tăie reflexia de pe masă, că bănuiesc că a avut o intenție să o lase acolo. Da. Adică asta m-am gândit și eu, dar mi se pare că reflexia e de păstrat totuși pentru cadrul ăsta. Da, este, da. Păi asta cred că a fost și ideea de la început. Nu compensează cu nimic partea asta din stânga, știi? Adică n-am nimic aici ca să las fotografia atât de mult în partea stângă. Da, nu știu, mi se pare un cadru aglomerat. Da, în afară de asta, e clar că e aglomerat.
Ce apreciez totuși și ce mi se pare interesant e alegerea cromatică a background-ului. Nu sunt prea multe culori, adică verderela cu tonurile astea de maro, portocaliu închis sunt interesante. Rochea, dacă a fost mov, probabil a fost vreo lumină care a reflectat pe roche sau dacă n-a fost mov, nu e justificat, cum ai zis și tu, ar trebui să păstrăm cumva. Da, și oarecum albul acolo unde e alb. S-o face albă la loc, știi? Că te saturezi pe magenta și... Mi se pare înghesuit și alegerea pentru compoziție nu cea mai inspirată. Eu înțeleg că Alex cred că a văzut reflexia asta aici și a încercat să se folosească de ea, dar tot ce e aici, la barul ăsta, distrage atenția. Adică mai degrabă eu m-aș fi apropiat cu un wide în zona asta a reflexiei și aș fi încercat ceva de genul ăsta și aș fi ieșit cumva din tipare, uite, cam așa, să zicem. Da. Asta care la fel de bine poate fi rotită, întoarsă invers și folosită și sub, uite, atras cu Nikon Z8, adică are o cameră, nu știu ce, cred că are o rezoluție destul de bună camera asta. 40 de megapixel, cred. Deci ai avea de unde să te duci într-un 12-15 pentru un print decent pe 20-30, dar eu așa aș fi încercat. Alex, dacă ai și cadrul ăsta, felicitările mele, dacă l-ai văzut așa. Mie mi se pare că în contextul de aici, dacă vrei să faci o fotografie mai bună, adică e o fotografie bună pentru ei, clar, sunt convins că o să o aprecieze pentru că se văd ei frumos, se văd în barul în care poate au avut nunta. Dar ca să mergem un pic către zona artistică și către o fotografie care ar putea să însemne mai mult decât un cadru pentru clienți, eu l-aș fi văzut așa. Dacă ai un cadru de ăsta, Alex, felicitări. Dăm mai departe? Da. Cred că tot, uite, Nikon Z8, cred că tot Alex e. Alex ne-a trimis 4 sau 5 și el, dacă nu mă cer. Foarte mișto momentul ăsta, îmi place. Păi, de fapt, astea sunt momentele interesante de la un botez. Reacția familiei când se scoate copilul din. Să știi că. Cădelniță. Foarte interesant că e toată lumea acolo și se uită la momentul cristelniței, pentru că nu știu câte botezuri fotografiezi tu sau dacă fotografiezi. Mai multe în ultima vreme decât nunți. Da, e ok. Ai văzut că de multe ori. Că până la urmă botezul despre asta e vorba, despre scăldatul ăsta, știi, ăsta e momentul, punctul culminant al unui botez. Și de fiecare dată, nu știu dacă ai observat, mămica ba aranjează ceva, deci efectiv nu văd momentul ăsta. Că ăsta tăticul vorbește cu nașul, mămica aranjează pe masă acolo unde a fost schimbat bebelușul și am observat asta de multe ori până mi-a intrat în reflex să le spun de câteva ori ca la momentul cristelniței să fie acolo lângă bebeluș. Singurul lucru pe care l-aș face, aș trage un pic, aș cropa un pic din stânga de jos, atât, altceva nu aș face la fotografia asta. Adică un pic până în umărul domnului din stânga. Cam așa, ceva de genul. Aici, nu? Da, sus, de sus nu, n-aș trage deloc, doar de jos. N-ai trage deloc de aici, zici tu. Nu. Așa. Că duce până la umăr aici. Da, ceva de genul ăsta. Aș scoate partea aia albă de acolo, din stânga, florile alea. Aici. Da. În stânga, acolo, da? Și atât, altceva nu aș face. Bine, le-a scoate că sunt, zic că le-a scoate că sunteți voi aici, dar eu nu le-a scoate, le-aș lăsa acolo. Evident că nu o să stea nimeni să se uite. Asta, modul în care gândești fotografia asta, așa cum o facem noi acum, e în momentul în care te gândești să o trimiți la un concurs sau atunci te gândești să o perfecționezi, să fie cât mai aproape de a câștiga un premiu. Eu am un singur lucru, o singură mențiune care mie îmi place foarte mult că Alex e foarte bine în cadrul ăsta pentru că sunt multe persoane. Fețele persoanelor să fie clar, să nu fie suprapuse. Uite, de exemplu, pe mine mă deranjează aici și aici. Ar fi fost greu oricum să faci tot cadrul ăsta, să vezi toate fețele în cadru. Eu știu cât de greu e să faci asta, dar e una dintre specialitățile mele. Pe lângă cropul ăsta pe care l-ai făcut tu, asta ar mai fi singura chestie. De ce tipul de aici din spate, care mi se pare că ar fi putut sau nu evitat dacă te lăsai un pic mai jos.
Și dacă te-ai fi lăsat un pic mai jos, probabil ai fi scăpat de ambele fețe de aici. Ai fi avut doar astea 5 fețe în cadru. Dar toate expresiile. Se pot și scoate foarte ușor persoanele, doar dacă o pui la un concurs, știi? Că dacă îi dai, dacă le dai părinților cumva fără persoanele astea două, știi, care au, e posibil să te întrebe unde sunt și persoanele alea acolo, că erau și ei. Da, dar ideea este că tu te-ai bucurat să te vezi, te-ai bucurat să fii domnul ăla cu nasul mare din spate de acolo și să zici: uite că am fost și eu la botez. Da. Nu știu, eu n-am, aș fi renunțat la... Da, merge scos cu un braș, cu ceva, e ușor. Încerc să explic lui Alex cum ar fi putut să îmbunătățească asta la fața locului, dar știi cum e, timpii de reacție sunt greu de calibrat atunci. Eu m-aș fi lăsat un pic mai jos. Ți-am zis, eu sunt foarte atent la cadrele de genul ăsta în care am multe persoane și încerc să pun și să se vadă toate fețele și toate expresiile. Și dacă e ceva care mă deranjează, să încerc să le ascund de la fața locului. Eu zic că dacă ai fi mutat camera un pic mai jos, ai fi scăpat de cele două personaje din spate. Și cam atât. De acord. Aici cred că tot Alex e și aici. Stai să-mi pun ochelarii că nu văd. Asta că nu vezi Miri, e? Nu, fotografia asta este prima fotografie care nu-mi place sub nicio formă. Nu-mi da, place. Trebuie să ne dai și un motiv pentru. Da. Nici Miri nu, în varianta pe care a fost trimisă, nu e silueta aia făcută perfect, știi? Adică aș fi încercat mai mult să mă joc cu lumina în spatele Mirilor, că e clar că e o lumină acolo în spate, știi, să se facă mai bine conturul ăla de lumină și probabil că i-aș fi poziționat în altă parte. Chestia aia rotundă de acolo, nu știu cum se numește, la stroboscopul ăla sau ce, l-aș fi scos de acolo că distrage atenția rău de tot. Da, și mie mi se pare o fotografie dezechilibrată și asta e nedefinită, nici silueta, nici lumina ok, nu știu, mie cred că Bogdan a încercat o amorsă aici, pare tras prin ceva, da. Prin ceva care a fost în fața camerei până aici, dacă nu mă înșel, deci până în jurul lor, în modul ăsta. Uh-huh. Niște pahare, poate, nu știu, niște... Să ne spună Alex prin ce a tras aici, că e interesant de aflat. Și da, i-aș fi poziționat altfel. Cred că e și un stativ în spate acolo, dacă nu unul sau două chiar. E o poză greu de recuperat, adică... Când doar să putem să încercăm să ne spunem părerile cum am fi putut să facem noi mai bine cadrul ăsta, dacă eram la fața locului și dacă eram în locul lui. Da. Aș fi poziționat lumina în spate mai bine, să fie conturul ăla pe margine așa, știi? Să fie conturul de lumină ca lumea. Și aș fi pus în altă parte. Nu știu dacă avea unde, dar dacă ar fi avut, cam așa ar fi trebuit. Adică imaginea așa cum e acum, singura variantă din punctul meu de... Da, e un blitz. Cred că ai avut două stative, prin niște pahare, uite, atras, prin niște pahare de bar. Singura variantă prin care poți să faci pasta mai bună din punctul meu de vedere e cropul ăsta, care e un pic tras de păr pentru că mă ajută să scap de elementele aia de care vorbea Mihai. Da. I-aș pune așa chiar pe centru, pentru că amorsa te ajută. Mie mi se pare foarte mult detaliu folosit aiurea în tot cadrul. Aiurea, nu aiurea, pus și lăsat degeaba. Adică n-ai nevoie de toată nebunia asta de culori aici, când poți să te miști și să ai grijă odată de margini, după cum ziceam. Și asta, să păstrezi linia aia de roșu de sus, că aia mi se pare ok, să-i pui undeva pe mijloc. Și eventual să scoți în Photoshop sau să închizi mai mult aici în zona asta stroboscopului. Așa cred eu că ar putea fi mai bun cadrul ăsta. Aș fi închis un pic și în spate, știi, în spatele lor, în dreapta, zona aia roșie, e ca o ușă sau nu știu. E clar că dacă ești foarte bun la Photoshop, poți să faci multe din imaginea asta. Eu am prieteni care... Halo-ul ăla, știi, cu un braș de tot să vin în jurul lor așa, știi, adică... Sunt multe variante de edit. Vezi că are și un punct în mijlocul lor, e o chestie luminată. Nu știu dacă o vezi, pătrățelul ăla. E, vreau să, e,
e al tău, wow, eu credeam că e vreun flash ceva acolo. Da, Sabine, nu mai primim imagini, scuze, ai ajuns prea târziu. Trimite-le pe mailul ăla pe care îl vezi acolo, live@arondwebcam.com și ți le criticăm peste două săptămâni. A ajuns Sabine acasă și vrea și el imagine la critică. Nu putem să-l ajutăm că nu o să stăm aici o veșnicie. Ia să vedem asta. Ăsta e un Sony 7M3. Uite, Mihai, camera ta preferată, Sony. Sony care? Daniel Uță, cred că ne-a trimis imaginea asta. Sony A7 III, uite, Ilce 7M3. Ia să vedem dacă ne-a lăsat și ceva setări. ISO 200, F4, 250 și a tras în priority, în aperture priority. Cu compensare de plus 3. Îmi place imaginea asta. Aș fi curios, în partea de sus, în nor sau e ceva pădure? Cred că e vegetație, eu așa cred. Danieluță, dacă ești cu noi, spune dacă e vegetație sau ai nori acolo sus. Dacă ar fi fost nori, ar fi fost interesant, dar nu cred, e vegetație. O singură crop, e clar că nu poți să faci crop pentru că pierzi partea de sus, care este interesantă, știi, arată. Cred că asta a fost și ideea lui, să se vadă partea de sus, că așa e simplu, îi tragi un crop aici și ai un pădure, zice Daniel. Pădure, știi? Adică merge varianta asta așa, dar dacă ar vrea să aibă neapărat partea asta de sus, eu aș clona-o, aș lăsa-o mai jos, pădurea aș lăsa-o un pic mai jos. Că e foarte ușor de făcut, să o copiezi de sus și să o lași mai jos, să vii pe urmă cu un crop. Partea de pădure mutată mai jos un pic, știi? Da, am înțeles asta. Atât aș face la fotografia asta. Da, eu aș renunța la zona mie asta. Îmi place, mie îmi place chestia aia cum arată. Da, dar știi care e chestia? Mie mi se pare că dezechilibrează imaginea foarte mult. Dacă ar fi fost ei pe centru, cumva, în loc de marginea asta din stânga, aș fi înțeles mai mult rolul zonei astea de aici. Dar altfel mi se pare că nu echilibrează fotografia. Eu am zis o variantă în care să cumva, eu sunt sigur că și că putea să tragă de la început fără chestia aia, știi, dar mă gândesc că și-a dorit să fie chestia aia, pădurea aia acolo, știi, și așa am gândit-o. Eu zic că te folosești de elementele din cadru ca să-ți echilibrezi cumva imaginea și te-am zis, fi văzut mai degrabă dacă erau pe centru, adică să fi fost așa și să fi avut deasupra fixe, că mai devreme să tragi de să rezolvi în editare, să aduci zona aia mai jos aici undeva deasupra lor și să fi fost cadru plin așa. Uh-huh. Cred că aș fi fost mai echilibrată. Eu personal aș merge pe ideea asta. Mi se pare că modul în care a tras în prioritate de diafragmă cu compensare plus 3, cred că cadrul a Doamne, am făcut o cacofonie. Cred că a fost ars aici, a fost mai mult decât e o fotografie recuperată și e cumva recuperată la limită după zona de highlights pe rochea miresei. Personal mă deranjează să nu văd detalii aici. Sunt convins că Daniel, zine dacă am zis bine, că ai tras un pic de imaginea asta ca să o corectezi. Da, sunt sigur. Eu zic că ai ars detaliile pe alb din modul în care ai fotografia la fața locului, din expunere, după ce îmi dai seama. Adică dacă vrei să tragi pentru highlights în situația asta, n-aș alege prioritate de diafragmă și în niciun caz o compensare de plus 3. Aș trage manual în primul rând și m-aș folosi foarte mult de shutter speed să închid cadrul. Compensarea aia să fie mai scurt. Sunt sigur că a uitat-o acolo de la altă scenă. Da, eu nu folosesc niciun fel de prioritate. Eu trag doar în manual și am câteva shortcut-uri pentru diverse setări. Adică alea care mă ajută în momentul în care ies din biserică, mă duc afară sau intru de afară în biserică în grab. Da. Adică se mai întâmplă să stai în biserică cu ISO 6400 și ai ieșit afară și ai nevoie de 100. Exact. Nu-ți dai seama și ai toate cadrele. Da, eu cred că n-a fost realizată tehnic bine de la început imaginea asta. Ți-am zis-o mai prin prisma faptului că nu sunt eu personal, la mine și am monitorul de Apple necalibrat, dar se vede foarte bine. Asta vis-a-vis de o discuție pe wall-ul lui Constantin Ștefan despre monitoarele Apple care ar trebui calibrate. Da, nu cred că a fost arsă imaginea asta de la început. Daniel, da. Să ne zici tu dacă mai ai ravul aia sau dacă îți mai aduci aminte de momentul ăsta,
Pare că ai lucrat. Ai tras un pic de ele ca să o scoți așa. Dacă o cropezi și fotografia nu se mai poate recupera în highlight, sare mai mult în evidență arsura de pe rochie, știi că... O cropești așa? Da. Dacă o pui mare, uite așa, ia, dă-i un pic cât să un pic mai larg. Știi că e, o cropezi aproape de ei, dar iese în evidență arsura de pe rochie, știi? Dacă lași doar cu background-ul negru. Da. Da. Da, e un moment frumos, nu știu, de ședință foto. O să și e firesc, dau dreptate și ție că e ok. Da, e firesc. Pare că e un moment, un moment între momente. Se pregăteau de altceva aici. Da, exact. Fapt, semnul ăsta, uite, modul în care încearcă să-și atingă mâinile și privirea ei, arată totuși ceva, conexiunea dintre e una pe alta, e frumoasă fotografia. Mie da, da, momentul e frumos. Dar știi că știi ce mi se întâmplă în ultima vreme? Tot am urmărit eu un trend din ăsta prin fotografia de fashion unde sunt lăsate intenționat zonele arse, știi? Ars, chestii arse și nu știu, a început să mă nu mai mă am văzut atât de mult chestia asta că nu mai mă deranjează zone arse în fotografie. Raul Condoiu, da, e plus 3, dar e o zonă de highlight puternică acolo și compensarea pe plus într-o situație de genul ăsta nu te ajută sub nicio formă, că e plus 3 sau plus 0.3, da, trebuie să fie pe minus neapărat și nu minus 0.3, nu minus 0.7, măcar un minus 1, ca să poți să ai detalii pe alb în momentul în care tragi în prioritate de diafragm. Asta e părerea mea. Și corectă. Nu știu dacă e corectă sau nu, eu așa aș fi tras acolo. Dacă aș fi tras în prioritate de diafragmă. Cred că tot a luat Daniel și asta. Cadrul ăsta se va a fi cumva minimalist. Uite, asta ți-a zis Sabin Neacș. Dar eu sunt mai pe minimalist, cum zicea Mihai Roman. Da. Da, este. Cadrul ăsta, da, se vrea a fi un pic minimalist așa. Nu-mi place albastru ăsta, mi se pare puțin murdar. Să zic, nu e un albastru cur, nu e un albastru frumos, știi? Și din imagine, și imaginea asta poate fi lucrată în mai multe forme. Da. Ai jucat cu ea. Da, exact așa aș cropa și eu ceva așa. De, da? Și l-aș fi poziționat pe el astfel încât să nu se atingă de sfoara aia din stânga sau e la limită, e acceptabil să zicem. Dar eu da. Oricum i-aș fi centrat mai bine, că se vede că e un moment unde ar fi avut timp să se joace cum cât vrea cu ei. Uite, eu văd și așa. Da. Din cadrul ăsta ți-am zis, poți să faci multe și așa, adică nu mă deranjează atât timp cât spațiul ăsta nu e aglomerat și nu are alte elemente în el, pot să mă joc cu el cât de mult vreau încât să obțin mai multe cadre din el. E un cadru foarte reușit tocmai prin prisma asta, în momentul în care reușești să tragi un cadru din care poți să faci mai multe cadre, abia atunci ești câștigat. Corect. Prea multe n-am. Silueta e corectă, frame în frame, cum se zice. E corect, da. Adică avem un frame într-un frame. Ăla cum se vede acolo sau gulerul. Da, papionul. Pare că sunt îmbrăcați bine. Da. Chiar dacă e o siluetă. Mireasa pare că a insistat pe mersul la coaforă și a avut o alegere interesantă și chiar și ploapa asta de aici, cum se numește? Da, se vede. Silueta e perfectă, arată foarte bine. Da. Asta e varianta câștigătoare. E un cadru reușit. Da. Asta e una dintre variante, dar ți-am zis, nu mă deranjează nici dacă e așa. Nu mă deranjează nici dacă e așa. Nu mă deranjează nici dacă e mare, cum a lăsat-o. Deși e foarte mult spațiu neutilizat, dar nu deranjează. Bravo, da, e foarte frumos. Uite, tot de la Daniel. Asta e mai pe stilul tău așa sau... Știi ce se întâmplă aici? Nu știu acum dacă diferența de înălțime dintre ei este. În poza asta pare el un tip foarte mare, știi? Și nu știu dacă chiar asta e diferența reală între ei doi. Dacă asta e diferența, asta e, n-ai ce să faci. Mi se pare partea de sus un pic supraexpusă, halo-ul ăla de lumină. Poate aș fi venit cu un gradient în partea de sus
aș fi cropat un pic până să scap de marginea asta, marginea neagră din partea stângă. Deci cumva din stânga în sus, știi? Din colțul din stânga în sus și din dreapta. Cât să ajung până la umerii ei. Ei, asta e să băgăm noi aici. Uite. Am băgat-o și în Photoshop. Nu știu dacă se vede. Mie îmi place să deschid camera rog, că lucrez altfel acolo. Da, uite. Am văzut și eu, întotdeauna am ținut asta activat și vedem și zonele arse de imagini. Da, acolo. Mai zi odată ce ai fi făcut tu ca să... Deci, în primul rând aș fi venit cu un gradient în partea de sus. Liniar? L-aș fi expus și pe el mai corect. Deci dăm de expunere și de highlights în primul rând, nu? Punesc ceva în genul ăsta. Da, uite, vezi că deja se schimbă tonurile de culoare. Și în cazul ăsta aș fi lăsat-o al negru, i-aș fi dat un black and white. De asta am băgat-o în Photoshop, ca să încercăm să facem o variantă de al negru corectă. Corectă. Cât se poate. Cât se poate. Hai să vedem, să luăm un preset de aici, unul pe care, mă rog, preset. Eu nu știu, să luăm pe ăsta și mai lucrăm un pic. Highlights. A, uite ce frumos. Ceva în genul ăsta. Prea mult black aici. Cam așa. Nu? Ce, e mișto halo-ul ăla care vine pe față. Acum nu mai deranjează. Nu. Și aș cropa un pic din stânga și din dreapta până în umerii ei. Din stânga de jos. Stai să punem aici. Cred că are și un crop, un crop care nu e un standard, cum ar veni, uite, astea, un 2x3. Hai, cam așa, ceva de genul, da. Eu știi de ce n-aș renunța la umeri? Pentru că dacă Daniel și-a dorit să arate diferența aia de care vorbeai tu dintre ei, că el e mare, masiv, e mică, dacă faci lucrul ăsta, mie mi se pare că nu mai arăți. Dar nu atât de mult, mi se pare că ai dat prea mult. Păi bine, ăsta e și un crop neregulat aici, din ce văd. Da, da, ce urât sună, neregulat. Da. Uite, jucătorul național de basket la Ploiești. Da, deci așa e el, mare față de aia. Da, dacă ăsta a fost scopul și așa, te felicit, o fotografie foarte reușită. Mm-hmm. Din punctul ăsta de vedere. Da, frumos. Să ne întoarcem aici. Stai că am făcut o mare și nu se mai vede bine. Așa. Cred că totalul Daniel e și asta. Fotografia asta îmi place, ei sunt centrați ok, probabil că un pic în stânga ar fi fost cumva capul ei să pornească din, nici nu știu cum să mă exprim aici. În fine, ei să fie un pic mai în stânga, cam atât. Îmi place cerul ăla. Stai așa să văd că nu am select acolo cu ei să fie mai pe stânga puși, nu? Da. Să fie pe o... Nu, ei mai pe stânga. Ei, doar ei, nu toată fotografia. Dar n-ai ce să faci din crop. Adică trebuia reglată la fața locului din punctul de stație. Asta încerc să zic. Din punctul de stație, da, un pic mai în stânga. Îmi plăcea varianta aia wide așa, știi, cu tot cerul. Să vezi peisajul, da. Da, îmi plăcea. Că cred că asta a vrut să arate. Locul ăsta cu toți munții aia, cu lacul. Da. Eu personal aș, cred că așa aș fi lăsat-o și eu. Eu am o singură obiecție la asta. Mie îmi place să las oamenii fie sub linia orizontului. Aici considerăm linia orizontului, linia lacului. Aș fi ridicat un pic mai mult camera să nu pară că e tăiat capul lor fix la jumătatea capului, ca să zic așa. Uite cum zice Sabina, aș fi ridicat puțin camera mai sus. Asta aș fi făcut și eu. Aș fi ridicat-o mai sus, să-i proiectez pe lac și ar fi fost o imagine mult mai curată. Da, și corect. Ai fi putut lucra mult mai bine cu ea dacă îi puneai sub linia asta a lacului de aici. Nu e linia asta, e ok, e foarte ok ce ziceți voi, dar linia asta nu e chiar atât de deranjantă pentru că lacul e verde la fel ca și pomii, adică nu țare. Și asta e adevărat, dar pe mine cumva mă deranjează, dar în același timp liniile astea care vin de pe munți te ajută, adică îți directează privirea direct către ei. Eu aș fi echilibrat-o cumva cu ei pe mijloc, în modul ăsta. Știu că mulți poate nu apreciază încadrările cu subiectele pe mijloc, dar în fotografia de nuntă cred că e permis aproape absolut orice. Da, corect. Și ca să echilibrezi un cadru, nu e absolut nicio problemă să-l
Cam așa își vede. Nu, e prea mult. Cam așa. Chiar dacă fuge un pic din peisajul ăla pe care a vrut să-l arate. Compozițional, cred că arată mult mai bine cu ei pe mijloc și în modul ăsta. Dacă te uiți, sunt și niște triunghiuri și niște linii directoare care duc către ei. Dacă ar fi fost și sub linia lacului, ar fi fost perfectă, da. Văd că și aici a tras tot plus 0.3, cred că ăsta. Probabil așa are camera setată. Ia să scrie aici. Scrie cineva sau la tine scrie. Da, hai să trecem la următoare. Aici chiar n-am ce să zic. Aș fi tras un pic mai wide, mi se pare că este, adică din editare n-aș fi știut să-i fac mai mult de atât. Poate aș fi lăsat mai mult din cap, adică aș încerca mai multe variante de crop. Nu pot să zic acum până nu încerc. Nu știu, poate firul ăla de pe nas, de aici, din zona asta așa, aș încerca să-l scot. Mi se pare ciudățel, chiar dacă părul e vâlvoi așa, nu-mi place cum se vede firul ăla pe nas. Uite aici, Marius, aici așa, ăsta de aici. Aici așa. Și o chestie dacă, de... Dacă eu nu văd acolo ce arăți tu, dacă mi-arăți ceva, nu văd. Este o șuviță de păr pe nas, știi? Am pus eu aici acolo. Ai singura chestie care mă deranjează. Băi, ce ai zis tu cu șuvița e oarecum deranjant, dar ca și portret, bine, și mireasa e foarte frumoasă. Da, dacă stau să mă gândesc bine, te ajută. E mișto, ca doar cu un ochi liber e ok, foarte mișto. Și poate alegerea background-ului să fie mai inspirată să nu concureze cu fața miresei. Adică mi se pare mult mai deschis background-ul decât, sau cel puțin aproape asemănător ca și tonuri fața cu background. La nici eu n-am prea multe de zis. Hai să zicem, poate aș mai echilibra un pic tot așa dintr-un crop. Asta e poza de buletin deja. Da, corect. Pare mai echilibrată, nu știu. Da. Nici din zona asta de jos de aici nu-ți dai seama dacă e o rochie de mireasă sau nu, dar aș echilibra-o cam așa. Adică fie facem portret, fie duce un pic în zona de fashion, Sabin, da. Uh-huh. Așa mi se pare mai echilibrată din cropul ăsta. Da, și eu văd mai bine așa. Deasupra norilor, da. Și aici la fel, tot un crop un pic din dreapta sus și atât. Mai mult de atât, nu știu dacă ai ce să faci. Da, singura chestie e că dacă Daniel și-a lăsat logo-ul peste poza asta, l-aș fi pus în altă parte. Nu l-aș fi pus chiar lângă mire acolo. Un pic de crop din dreapta, acum e vorba de gust. Da, nu știu. Da. Da, și aici la fel, tot. E aceeași critică ca la cea cu... Da. Cu chestia aia sus. Cu silueta și cu și din asta. Poți să faci multe pentru că ai detalii care nu te deranjează. Dar nici eu n-am nimic de zis de chestia. E un moment frumos de la Dansul Mirilor. Atingerea aia de mână e interesantă. Uh-huh. Ea râde, el râde. Da, e o fotografie frumoasă, e simpatică. O fi soțul sau tatăl? N-aș ști să răspund la întrebarea asta. Winston Churchill. Uite, a zis Nicu. Salut, Nicu. Chiar că Winston Churchill. Daniel, ia să vedem. Ceva mai artistic aici, mai. Totul e din crop, un pic de braș, un pic de braș pe mână. Da, un pic de crop și de sus și de jos, un pic mai mult spre mireasă. Și aș veni cu un pic de braș. E foarte mișto. Cam așa, ceva de genul ăsta. Hai să vedem până unde putem să mergem. Eu aș scăpa de albul ăla de acolo. Da. Așa, exact așa aș vedea eu. Se vadă totuși că e o mașină, știi, că e în mers, că așa pare. Ia sus și crop din pasta.
Ia să băgăm un pic în... Asta cred că merită băgată un pic în Photoshop, nu? Să ne jucăm cu ea. Uite, am văzut și că e un pic arsă. Mm-hmm. Ah, și-a păstrat cropul din... E greu de recuperat. Nu, deja nu mai avem elemente arse, doar pe shadows sunt probleme, dar bănuiesc că asta a fost... Da, normal. Fotografia asta, să tragi pentru highlights aici, așa aș fi făcut și eu cel mai probabil. Să vezi câte selecția editorilor acum, Mihai. A, trimite fotografiile data viitoare, să nu mai lipsești. Bun, stai un pic, aș fi încercat eu aici o vinietare, să vedem cu vinietarea dacă reușim ceva. Asta cu poza asta? Daniel, tot Daniel cred că e. Daniel Luță, uite, scrie sus aici 7. Ia să-i dăm un... să încercăm cu un gradient. Parcă și un pic de brush ar merge pe gura ei, știi? Nu mască, că n-am nevoie de mască. Ce am făcut eu aici? Am făcut ceva greșit. Vezi dacă nu mă pricep cu Photoshop. Linear gradient. Așa. Se vede. Aș mai fi închis aici să nu concureze cu mireasa. Dar nu-mi dau seama, are un noise ciudat. Nu știu dacă l-ai dat tu direct din editare sau... Uite, deja aici ardem. Poate. Unde este aici? Nu asta. Braș, nu hearing braș aici. Vezi, mai Mihai, nu mai știu nici cu Photoshop. Unde e braș? Braș. Auzi? Cred că o să ajungem, știi ce să facem peste 2-3 ani? Ne întoarcem cum făceau ăștia bătrânii, o să predăm cardurile dimineața. Ia și tu JPEG-urile toate. 5700 de cadre și asta îmi doresc să fac, și dar să fie cardurile mai ieftine, să-ți permit să le lași mirilor. Îți dai seama că atunci când o să ajungem la pensie o să-i cunoaștem pe toți, și pe Mircea Stoicescu de la Sony și pe... O să ne dai cardul, îți dai seama. Da, așa o văd ca și încadrare față de cum... Da, aș mai face puțin braș pe gura ei și parcă... Aici, da, aici aș mai deschide și eu highlight-ul pe, și poate pe gura și ei. Știi că roșu ăla cu albastru așa dau bine și aș mai merge cu un pic de expunere, dar doar pe albastru, dar puțin de tot, puțin. Și de poate tot. Doar în zona de aici, de jos. Da, exact. Da, asta e cadrul, ia să-i dăm aici un dan. Bun, save. Să vedem cum era imaginea inițială. Ce am făcut? Deci așa, asta e compoziția pentru selecția editorilor, cum zice Mihai. Da, și chiar e o fotografie pe care eu aș trimit-o la selecția editorilor sau chiar și la alte concursuri. E o fotografie așa. Nu știu cum ar fi mers, uite, cu partea aia din dreapta, tot așa un braș, aș închide de tot aici? În dreapta, în mașină. Dreapta aici, în mașină, de asta, de care dau eu crop acum. Da, uite, și așa pare interesant. Da. Da, mulțumim Daniel. Uite, tot de la Daniel, mai are 3, a trimis suficient. Danieluță.com. Și aici tot la fel, încercat cropul și cam atât altceva. Fețele sunt expuse ok, linia orizontului e ok, după gust crop și atât, altceva eu n-aș mai face. Hai să vedem cum arată. Nici așa nu e rea deloc. Da, nu e. Mie îmi plac astea, pozele astea așa cu mult cer. Singura cu mult cer, mai larg, adică. Da. Bine. Da, consider că așa aș da cropul să fie mai echilibrată. În sensul, îmi plac, dar nu în sensul să fac toată ședința foto așa foarte wide. Adică îmi place să am și o poză de asta cumva minimalistă, cu ei mici și mult wide așa în spate. Da, aici mă deranjează linia orizontului care îi taie pe jumătate. E singura obiecție pe care o am. M-aș fi lăsat fie un pic mai jos, mai... Să pui camera mai sus era mai greu, dar cred că mai jos m-aș fi lăsat, și proiecta mai mult pe cer ca să scap de... Adică tăietura asta de la jumătate cu linia orizontului, mie mi se pare că nu e cea mai estetică, să zic așa. Da. Ia să... Dar cum e cu regula asta? Adică hai că asta cu capul am înțeles-o, dar unde trebuie să fie linia asta regulamentar? Băi, cum gândesc eu?
Nu știu dacă există vreo regulă pentru ca regulă, asta o știi, că la cap nu e ok, dar mai e și alta în afară de asta, de cap. Încerc să nu-i, tai la jumate cu linia orizontului sau de la brâu în sus, cum să zic. Adică mie mi se pare că ar trebui proiectați mai mult pe cer dacă te folosești de imaginea asta și lași mai puțin din zona de pământ. Ia să le mai sunt. Așa, trecem la asta. Nici la asta nu prea multe de... Am un prieten care întreabă, dar de ce stau așa, sunt supărați? Când vede genul ăsta de posing. E un cadru regizat. Ai merge pe mai larg? Eu tot așa aș... N-aș merge pe... Nu e multă informație pe ce era acolo, erau norii frumoși, știi? Adică era cumva mai dramatică poza. Zice cineva era... să nu mai treacă linia pe la încheietura mâinilor sau picioarelor. Da. Să fie undeva linia orizontului la un plan cel mult american, adică fie deasupra genunchiului, fie sub genunchi. Da, e ok fotografia asta. Silueta ei nu e prea concludentă. Din cauza părului, adică îți dă senzația pe față. Ar fi mers cu un braș, mergea să-i faci un gât, știi, acolo, da. Da, nu e chiar nu e estetică deloc partea. Alegerea pozingului mi se pare. Aici se vede clar că este cu mâna în buzunar, adică n-ai ce să cauți cu mâna în buzunar acolo. Nu e chiar în buzunar. Eu, da, nu știu, eu așa mi-o imaginez în buzunar. Iar la mine pe display se vede cum trebuie și nu e în buzunar. Mi-ar fi plăcut, știi, la partea la... La femeia acolo, în zona sânului, mi-ar fi plăcut să vadă mai rotunjit, așa mai frumos, știi? Da. Pozingul lui e foarte mișto și poate mi-ar fi plăcut să se vadă mâna despărțită de pălărie, ar fi fost mai interesant. Însă pozingul ei e nereușit. Probabil s-a priceput mai bine el cu pozele în familie. El e cu pozele în familie asta. Cum? Zic, domnul e cu pozele în familie. Da, hai să vedem mai departe. Tot ultima de la Daniel aici. Eu o văd fără albul ăla de deasupra capului. Exact, asta. Dacă tot l-ai înghesuit, măcar să-l înghesui așa. Așa, da. Și poate un pic de contrast, poate. Dar pe încercate. Da, mie îmi place imaginea. Așa, e o alegere reușită, nu-mi dau seama care e rolul pălăriilor din amorsă. Eu am morsă cu pălării făcut aici și încerc să-mi dau seama. Ori le arăți, ori nu le arăți. Cam asta ar fi întrebarea. Ori arăți pălăriile cu totul și... Era cumva frumos cu o mână întinsă spre ele, ca și cum le aruncau. Eu sunt convins că sunt puse pe niște pălării de floarea soarelui, dar... Da, uite, zice Geo Dolofan, regula de tăiere are origini foarte vechi și se trage de faptul că amputarea se face de la încheieturi, și în subconștientul nostru nu le dă un sentiment plăcut. Când vezi că o persoană cu un membru tăiat de la încheieturi, da, e perfect de acord. Tăieturile nu se fac pe încheieturi. Cinematografic, dacă o să te uiți la multe filme, o să mai găsești chestia asta făcută intenționat pentru a transmite un anume mesaj. Și de obicei în filmele de groază, horror, se mai fac tăieturi din încadrări pe încheieturi. Ca și lumina de jos, știi, cu umbrele proiectate pe perete. Eu cam atât am de zis, adică nu e o imagine pe care s-o trimis la un concurs, e o imagine pentru ei, e o imagine frumoasă, e un moment drăguț, e un zâmbet. E de feeling, așa. E de feeling, da. E o imagine pentru mirese, cum ai zice tu, Mihai. Da, exact. Uite, am trecut la Florin Petre. Ne-a trimis Florin. Cred că Florin ne-a trimis el câteva, nu știu. Ia să vedem. Florin Petre. Asta e imagine mai pe stilul tău așa. Al meu? Da, da. E pe stilul meu, dar mie îmi place să las detaliu în zonele astea de negru. De negru, nu sunt fan negru complet, nu. Nu-mi place negru cu negru complet. Adică aș fi lăsat mai mult, sunt sigur că scările alea roșii se vedeau frumos dacă erau lăsate mai mult în fotografie.
Da, da, și probabil și-a făcut și expunerea de așa natură încât să a avut da, așa mai puternic. Da, e un blitz acolo și na, subexpus. Cred că el a expus, de fapt, a expus pe astea, pe candelabrele astea, știi, să aibă informații. Putem să facem o încercare. Eu sunt conștient că a ascuns ceva acolo, nu că a făcut chestia asta intenționat. Dacă Florin, dacă ești cu noi și poți să ne confirmi, dar putem să verificăm totuși dintr-un curbs, să ne dăm seama dacă există ceva care ar fi putut să deranjeze în zona aia de scări. Din ce văd eu aici, bine, cred că a și dat cu brașul de negru mult în zona asta. A, uite ce frumos ar fi. Uite, erau scări acolo. Ce frumos. Acolo, aici sigur erau scări. Sus. Da. În partea de sus erau. Uite așa, măcar așa. Ia, dă înapoi. Mai deschis? Da, să vezi ce frumos veneau scările din partea de sus. Mai dai mult mai deschis, chiar dacă o ars pe aia, ca să vezi scările. Păi le-am văzut. Deci cam așa. Ar fi fost o încadrare mai... Uite ce frumos ar fi venit scările și erau și ca o linie de ghidare spre ea, așa, știi? Îți îndrepta totul privirea spre ea. După gustul meu aș fi lăsat mai multă informație în background. Probabil. Acolo, la fața. Și aș fi făcut o simetrie totuși. Candelabrele alea sunt oarecum dezechilibrate. Nu știu dacă sunt așa la fața locului și sunt ele dezechilibrate sau pur și simplu din punctul de stație au fost dezechilibrate. Dar în ce sens? Eu nu-mi dau seama ce zici dezechilibrate. Uite-te la candelabre. Mi-am dat senzația că nu sunt și mă uit din față. E unul mai jos și unul mai sus. Cumva. Da, corect. Adică alea le-aș alinia să fie, dacă mergem pe o fotografie de simetrie, să fie simetrie. Știi? Uh-huh. Pe de altă parte, cred că e o fotografie la care s-a lucrat mult în editare și n-a fost o expunere tot mai bună din cameră. Deși nu văd țetările aici, așa, ăsta e feeling-ul meu legat de imaginea asta. De altfel, un cadru și o idee bună, dar pusă în practică mai puțin fericit. Da. Tehnica mai slăbuță. Da, tehnica fotografică, acolo cred eu că e problema și cred că dacă e să ne jucăm cu asta și să mergem cu negru până la capăt în margini, deși eu nu mai sunt fanul acestor editări, ar merge și așa. Uh-huh. Vezi, nu e simetrie. Nu e, uite. Ori mergem cu simetrie, ori nu mai mergem deloc. Da, e greu de echilibrat. Greu de echilibrat, asta s-a făcut la fața locului, să o faci simetrică, perfect. Simetrică, perfect, e pleonază. Uite, asta o fotografie frumoasă. Mie îmi place. Personal. Foarte mișto, de detaliu, da. Fotografie de detaliu, superbă. Se vede mai bine pe monitor la mine decât vedeți voi. Na, e și compresia live-ului. Nici nu mai poți să o cropezi. E din tot farmecul. Bine, asta dacă vrei să mergi în zona și mai artistică, o faci pătrat. Da, cred că e pătrată. Cred că pătrată sau portret, adică în genul ăsta, uite, cam așa. Da, și așa e frumos. Și așa... Poate la jumate așa să... Așa mergi pe yin and yang, știi? Da, exact. Asta îi dai și un mesaj. Mișto de detaliu. Merge și pe portret așa. Din nou, e o fotografie cu care poți să lucrezi. Da. Foarte frumos. Chiar și așa și întoarsă pe... Asta poți să o trimiți ca fotografie de minimalistă la un concurs de fotografie generalistă, nu neapărat la un concurs de fotografie de nuntă. A văzut bine cine a văzut. Nu știu cu imaginea, că nu dau seama de aici. E interesantă. A văzut... Merită brașuit pe centru între nasturi. Nici măcar, adică nu m-aș gândi... Asta da, mă rog, dacă vrei să o perfecționezi, cu siguranță mai poți să rezolvi din editare multe chestii. Cred, uitându-mă pe display-ul meu, nu știu cum vezi tu acolo, cred că e totuși un crop făcut aici, dintr-o imagine mai largă și un crop destul de destul de mare. Văd că imaginea are rezoluția 3700 cu 2400. Nu e chiar mare. Acum depinde dacă a avut o cameră ca a ta, cât are A7R5 o altă. 60, 80, cât are ca megapixel? 62.
62, deci 62, cât? Ai ceva. Ai fi putut face un 30 de megapixel din asta. Deci atent cu el, fotografiez în 62 bebelușii, știi, de obicei las pe 62 când fotografiez ședințele foto acasă și fac din bebeluș întreg, știi, adică mare de sus, fac crop așa. Și da, merg pe detaliu, pe ochi, pe... deci cropez o poză, o fac în câte feluri vreau eu. Uite și tu, din asta poți să faci multe chestii, mă rog. Nu, așa nu prea smai. Nu, așa nu merge. Da, trebuie, da, să rămână, trebuie să rămână esul, ca să ai senzația, da, că e un corp, da, uman acolo, că e, da, un corp de femeie și e o formă. Da. Da, aici. Zi tu, Mihai, te las pe tine. Singurul care îmi displace mie, pielea foarte înnegrită pe piept aici, pe gustul meu. Chiar dacă ea și aia acolo shadow și are umbră mult, aș fi mers cu un pic de braș pe piele, știi? Sunt sigur că mireasa nu se vrea, nu vrea să se vadă așa neagră pe piept și nu înțelege de chestia asta cu shadow și highlight și așa mai departe. Deci aș lăsa un pic pieptul un pic mai deschis, n-aș cropa nici din stânga, nici din dreapta, văd că e cropată deja ok, e singurul lucru pe care l-aș face. Foarte puțin braș în zona pieptului. Da, vreau să-l salut pe Mauricio Arias, că se uită la noi din ce am văzut eu aici. Nu știu cât înțelege, dar probabil se mai uită la cât un crop. Încearcă să mai fure și el meserie de la noi. Mauricio Arias de la Crisbon Studio. Salut! Hello, Mauricio! Ia să vedem ce putem să facem din asta. Să vedem dacă se poate. Mie îmi place să mă joc cu cropul, să văd lucruri. Fotografia, da, e foarte, da, fotografia e foarte frumoasă ca feeling și... La orice poză îți dai seama e de încercat un crop, știi? Din start. Da, mai e o altă chestie pe zona de print. Am aflat de la unul dintre ambasadorii Canon, un indian, i-am scăpat numele acum, ne-a făcut un exercițiu foarte mișto. Cred că ai fost și tu de fapt la întâlnirea aia, când spunea că dacă îți printezi o imagine și o întorci invers, abia atunci îți dai seama de toate imperfecțiunile ei și imperfecțiunile de print, de compoziție, de cam tot. Adică e recomandat și acasă să faci, să-ți întorci imaginea invers, fie dai rotate. Da, 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 da. Ca să-ți dai seama ce imperfecțiune are imaginea ta. Și am făcut testul ăsta și chiar e util. Adică poți să-ți dai seama de multe lucruri. Uite, în genul, stai să vedem dacă reușesc. Adică în genul să întorci imaginea așa și să te uiți în ansamblu și să-ți dai seama cam ce ar putea să fie nereușit. Pe asta ce-i drept o imagine bună și reușită. Mie îmi place. Da, arată foarte bine și mie îmi place. Aș face cam același lucru ca și tine, m-aș ocupa mai mult de margini, să fie mai închise marginile decât... Dar e o imagine de feeling, îmi place. Felicitări oricine ai fi, cel care a tras imaginea asta, nu e semnată. Până nu trimite și el foto la criticat, nu credem. Cine să trimite, Nicu? Mihai? Trimite! Data viitoare! Uite, zice Iuri că a auzit ăsta, ambasadorul Canon, a auzit de la Bresson. Da, probabil că de la Bresson auzi. Zi, Mihai. Mirele nu-mi place, ei se vede că pare este deformat, știi, nu-mi place. E foarte lat așa, picioarele foarte subțiri. Mi se cred că a tras cu ceva. Cu ce obiectiv a tras aici? Nu, n-a lăsat exiful. Nu, da, și aș fi mers cu un pic de expunere pe el, știi, să se vadă puțin mai mult și poate, dar nu mai ai cum să dai crop din dreapta de jos, foarte puțin până în ea. Aș da puțin crop din dreapta. Nu prea mai poți să cropezi fotografia asta. Sau poți să o cropezi mai mult și să-i lași lui doar picioarele. Mie nu-mi place partea de sus cu cămașa, mi se pare ciudată, rău, mi se pare deformată. Da. Mie compoziția îmi place, sincer. Îmi place, am de comentat doar la zona asta de deschisă de aici, probabil e fereastra. Și, mă rog, în același timp e foarte ok că lumina asta e de fapt duce către subiect. Ea e de fapt subiectul imaginii. Da, da, da.
nu băiatul de aici, nu prietena, prietenul ei sau iubitul ei sau soțul ei. Nu-mi dau seama cât de mult s-a lucrat la mie personal, în fotografiile mele nu-mi place să dau cu brașul ca să luminez fețe acolo unde n-a fost lumină. Adică dacă lumina nu e cum trebuie, o las așa, nu dau cu absolut niciun braș pentru că mi se par nenaturale. Băgați și publicitatea mea, vă rog. Deci Marian Stere are un workshop la Jurilovca pe 4-5 iunie și mai sunt două locuri disponibile, un workshop de practică. Bine, Marian oricum face practică multă de fiecare dată și îl găsiți disponibil la numărul lui de telefon. Nu știu dacă e ok să îl dau în direct acum. El a postat oricum și pe pagina lui de Facebook astăzi. El a o conferință în Bulgaria, dar și-a lăsat lăsați un mesaj privat pe WhatsApp la 0723 898 529. Îl găsiți pe Marian pe pagina lui de Facebook și găsiți și numărul de telefon acolo. Da, hai să mă uit, că eu înțeles, dacă nu mă joc un pic cu cropul, nu-mi dau seama dacă mai poate fi îmbunătățit ceva din el. Mie îmi place compoziția, adică eu... Dar nu ți se pare lată partea de sus, așa, nu ți se pare el deformat? Băi, nu-mi dau seama dacă are cămașa ieșită din pantalon și îi flutură. Asta, da. Îi flutură. Și uite, se văd așa picioarele foarte mici față de... Față de cămașă, da. Acum când există, am și o senzație asta. Da. Nu, aș da doar cropul ăsta mic, în rest mi se pare ok imagine. Nu e nimic de bunătății la ea. Și e și drăguț. Aici mi se pare că editare oarecum... Uite, ce vorbeam de brașul ăla dat pe fața cuiva acolo unde n-a fost... prea multă lumină. Mi se pare că pe fața lui e dat un braș. Un braș și e tras de clarity pe minus, ceva de genul ăsta, nu știu, nu pielea, textura pielii, de fapt ce textură, că nu mai are nicio textură pielea. E genul ăla de piele pungă așa, știi? Eu văd niște brașuri nenaturale pe fețe, atât, și e un lucru pe care eu îl recomand fotografilor să nu mai facă, sau, mă rog, să-l facă, dar să nu abuzeze de el și să-și lase fotografiile să rămână naturale. Nu cred că rezolv nimic dintr-un braș dacă deschizi niște fețe acolo unde lumina n-a fost. Exact. Nu știu, aș încerca puțin de crop din stânga, deși îmi place fetița cum se uită la moment. Știi că dacă vii cu crop cumva pierzi copilul de acolo, dar aș încerca. Nu-mi place omul ăla din spate de acolo. Asta? Da, ăla negru, cred că e bodyguardul cuiva, omul acolo. Copilul îmi place cum se uită, dar cred că aș cropa până a scăpa de capul omului de acolo și aș veni cu un braș ceva peste. Da, scap de... Nu e o fotografie care poate fi reglată din crop. Din crop n-ai. Aș lăsa contextul, aș lăsa fetița. Da, pe asta ziceam, că pierzi fetița și e ok. Copilul acolo. Nu văd setările, dar eu aș fi tras fotografia asta la o diafragmă mai deschisă, să văd mai mult din fetiță și din copil, din băiețel, din cel din spate. Merită să ai grijă, dacă vrei să lași contextul unei imagini, să tragi la o diafragmă mai deschis. Un 3-5, un 4. Momentul foarte mișto, îmi place. Da, momentul foarte mișto, editarea mi se pare că e nepotrivită. Dar în cât e, în ce timp de expunere e tras? Nu văd, are exitul scos. Îmi place prosopul ăla că e mișcat așa, știi? Chiar mi se pare ok. Ori a fost mișcarea foarte bruscă, ori e tras pe la un 1 pe 200, să zic așa. Așa cred eu. Da. Da, prosop, și dacă ar fi fost după mine, eu aș fi tras un shutter speed chiar mai lung. M-aș fi dus la un... Da. Pe cât? Pe 80? Niciodată. 1 pe 60, 1 pe 80. Niciodată nu ai certitudinea că într-un moment de genul ăsta poți să te miști atât de repede încât să schimbi o setare în loc să te concentrezi pe moment. Corect. Unul pe 200, uite, ne-a zis Răzvan George. Da, se vede. Înseamnă că mișcarea a fost destul de bruscă asta cu... A înghicit Răzvan? Ce naiba? Un stand de RDS pe aici. E, uite, genul ăsta de fotografii nu sunt deloc pe gustul meu, chiar dacă
în viziunea multora sunt foarte artistice, cu capete tăiate. Eu nu știu dacă am vreo fotografie cu fără cap, corp fără cap, știi? Știu că se poartă, că e ok, că nu sunt pe gustul meu deloc, nu îmi plac, știu, ți-am zis, știu că sunt artistice, se câștigă premii cu ele, dar eu n-aș face așa ceva sub nicio formă. Adică tăia de aici, de la decapitat personaj. Uite, poate așa. Da, știu, nu, asta încercam, încerc să o îmbunătățesc și să văd care ar fi soluția cea mai bună pentru. Și mi-ar fi plăcut să văd în să fie silueta aia, să fie cumva perfectă, știi, să aici, se vadă. Umbra, da, nu? Da, umbra aici, da. Umbra, pardon, să fie. Aș fi întors-o cu capul spre el cumva, știi? Ca să poți să faci mai bun cadrul ăsta, eu așa-l văd, ca și crop, față de reducțial. Da. Adică aș păstra linia aia, să plece din colț de acolo, linia aleii respective. Da. Și cam atât. Altceva n-am nimic de comentat. Nici mie nu-mi place posing. Nu. Ia să vedem din față. Singurul meu comentariu la posing. Aici eu la fel, aici privirile lor sunt îndreptate ciudat, așa nefiresc, măcar dacă se uitau în sus, se uitau gen, să zicem că trece nu știu ce avion, pot să se uitau amândoi în aceeași direcție. Adică mi se pare că atunci când mirii se uită în sus, cumva se uită amândoi în același loc, știi, e ciudat să uită unul într-o parte și aș fi făcut un pic de crop, știi, mi se pare că partea aia de sus dezavantajează aici imaginea. Da. Un pic de crop și din stânga și din dreapta, să rămână mirii pe. Știi de ce e păcat de imaginea asta prin prisma posingului? Pentru că toate celelalte elemente din cadru îți dau o dimensionalitate interesantă prin dimensionarea umbrelor pe pereți. Dacă posingul ar fi fost altul și nu știu, mai natural, fotografia ta ar fi fost senzațională. Adică e deprintat și depus pe perete așa cum e. Poate mai lucrat un pic la zona aia de highlights de pe peretele de lângă ei, cumva, din arcul ăla de cerc. Da. Lor. Mihai, ai obosit, te mai țin trei poze. Nu, n-am obosit, nu, deloc, stai liniștit. E singurul lucru. Asta mi se pare o compoziție foarte mișto și o alegere a cromaticii foarte bună. Culorii analog, tonul foarte mișto, posing-ul dacă era mai bun, era o fotografie super de cuplu. Artă plastică. Odată scara asta de aici, nu? Nu, mie îmi place scara acolo. Da, mie personal îmi place. Aș îndrepta imaginea și făcut tablourile alea să fie drepte, perfect, cu, nu mai știu cum se numește în Lightroom. Perspectiva. Să din Lightroom să le. Da, să fie din crop, din crop e clar că n-ai cum să le îndrepti. Nu. Asta, îmi plac foarte mult, îmi place și dezordinea aia pe masă cu. Nu știu, cred că e tot un tablou, ceva, o hârtie, o chestie printată. M-am întors un pic la asta, că am văzut comentariul. Hai să dăm un pic zoom pe fețele lor. Chiar și așa, mie mi se pare că e nenatural moment, adică e ceva forțat. Fie i-a fost zis râzi acum, nu e nici de cum o glumă la mijloc. Cel puțin așa văd eu expresiile lor. Da, în fine, hai să ne întoarcem la următoare. Cred că tot ei doi sunt, tot, nu? Da, pare că sunt tot oamenii ăștia de aici din poză. Da, știi, vezi că e ciudat că aici, în cadrul ăsta, el e mult mai înalt și aici e mic. Păi l-a pus undeva pe trepte. Da, pe trepte, da. El e mai jos. Îmi place cadrul ăsta, doar atât aș face. La el l-aș îndrepta un pic. N-a scoate nimic, nici scara, nici masa aia de acolo. Eu mă joc acum, nu înseamnă că fac ceva. Îmi plac pozele astea așa dezordonate. Mi-aduc aminte că am făcut o ședință foto la un moment dat la Sibiu și am prins un,
un loc care avea exagerat de multe cabluri scoase așa din perete și burlane și nu știu ce. Și aia te-a atras la compoziție. Da, mă, mi-a plăcut atât de mult cadrul ăla, îți dai seama că am postat. Da, nu știu cum aș putea să reglez imaginea asta dintr-un crop. E un procedeu, din crop nu prea ai cum. Nu cred că ai cum din crop. Nu. Dar uite, posing-ul ăsta, dacă ar fi fost în cadru de mai devreme, adică în ăsta de aici. Da. Ar fi fost mai reușit cadrul ăsta. Ai fi făcut din două cadre un cadru frumos. Corect. Încă mai scrie... Uite, Marian zice că s-a înscris Geo la workshop-ul lui și că mai are un singur loc. Deci dacă îl vreți, îl luați în seara asta, că până mâine se dă. Nu mai luăm imagini la critică, mi-a mai scris multă lume aici pe WhatsApp în seara asta, dar puteți să le trimiteți pe mail la live@webcam.com și o să le folosim la sesiunea de critică de săptămâna viitoare în ordinea sosirii. O să vreau să ținem aceste sesiuni nu mai lungi de 2 ore și un pic, 2 ore și 10 minute, ca să nu obosim nici invitatul și să nu devină plictisitor nici pentru voi. Deci aș vrea ca pe viitor să ne încadrăm în 2 ore, să nu se supere nimeni. Asta. Tot de la Răzvan Georgi, cred că e și asta. Am văzut-o mai devreme, m-am uitat eu la ea și îmi făceam un plan despre ce o să-i zic. Cadrul ăsta îmi place foarte mult. Doar aș îndrepta puțin... Stâlpul ăla din mijloc și cam atât, altceva nu i-aș mai face. Aș încerca să scot clopotul ăsta cumva în Photoshop, cu clopotul care este în fața mirelui, știi? Gata, l-am văzut. Ăla din Amors. Da, și cumva atunci când a tras... I-aș fi încadrat mai mult pe centru ceasului, dar cu siguranță acum îmi dau seama că n-a putut, că era clopotul acolo, știi, și ar fi intrat mirele după el, știi, dacă îi încadra mai pe centru. Eu fac niște semne cu mâna, știi, și îmi dau seama că tu... Eu nu te văd. Păi nu mă vezi, nu mă vede nimeni, știi. Eu văd doar display-ul acum, ca să pot să-l proiectez, văd doar display-ul, nu pot să văd. Mai mă uit din când în când, dar are delay aici pe Facebook. Îmi place cadrul ăsta, e frumos. Da, și mie mi se pare un cadru interesant. Asta vreau să zic, că l-aș fi cropat cumva ca să aliniez cu stâlpul ăla, dar în același timp se decalibrează aici pe... Dacă ai cropa așa, și a scoate stâlpul de tot în Photoshop. De tot, da. Mă rog, ai scoate aici, sus, bucata asta. Da. Dar una peste alta, ideea e foarte bună. Ar mai... Exact, uite, zice, era vorba de clopot, asta zice... Răzvan. Marius, da, o scot și pe a ta de pe WhatsApp. Ai trimis-o când am promis că luăm ultima fotografie. Mă așteptam să ne zică și Marian ceva de Chemran, că e aici, să dea o veste bună. Din câte știu, negociază cu el, dar e o situație mai puțin ciudată cu invitațiile fotografilor din Rusia în România pentru la anul. Pentru că s-ar putea ca noi să intrăm Schengen și el să aibă nevoie de viză și o să fie destul de complicat să primească viză, da. Din câte știu eu. Da, zi-mi ceva de asta. Da, și un pic. Eu am văzut cropul de acum, asta e imaginea. Ăsta este cropul. Aș fi tras un pic de expunere, aș fi făcut-o în zona aia de highlight un pic mai luminată, știi, să se vadă siluetele mai bine și poate un pic mai colorată. Stai un pic să-l anunțăm pe Marian. Uite, ultimul loc e al meu, zice Tudoran Gabriela. Marian, scrie-i fetei în privat. Doamna Gabriela, vă rugăm să vă prezentați și cu un borcan de zacuscă la Marian. Vă așteaptă. Puteți să-l plătiți în zacuscă, că nu se supără. Vedeți că îi place pălinca, îi place țuica. Deci s-a vândut și workshop-ul lui Marian. Gata, de care ne apucăm acum? Mihai, tu n-ai vreun workshop, ceva? Mariane, vezi că din pălinca aia și ce primești am și o jumate, ca să știi. Păi da, la tine întotdeauna ai pe bani ceva. Da, cam așa o văd. Na, eu la ce ai zis tu n-aș mai schimba nimic. Mie îmi place modul, singura chestie posing-ul lui, că mi se pare că are un singur picior. Nu văd eu atât de bine. Ia-ți ochelarii, ia bun. Da.
Băi, nu-mi dau seama, tu mă auzi bine că stau destul de departe de microfon și nu-mi dau seama. Da, foarte bine. Ar fi mers mai încercate mai multe cadre, mai dinamice, știi, cu rochia poate mai în aer, nu știu, el cu o mână întinsă spre ea, adică se găseau variante mai multe, știi, se vadă și mâinile lui cumva, știi, că nu e alegerea cea mai bună la el pentru o siluetă ca și poziție. Ia stai două secunde că o să scot stop sharing. Două secunde. O să-ți dau drumul imediat pentru că mai avem două imagini pe care am promis că o să le luăm, iar pe restul le luăm data viitoare, așa cum am promis. Trimiteți în continuare până, mă rog, aveți timp două săptămâni să le trimiteți la live@arondwebcam.com. E trecut aici pe burtieră și am zis că îi mai luăm lui Marius și lui Cătălin pentru că lor le-am promis că le luăm. Marius mi-a trimis două, o să aleg eu una dintre ele. Așa, bun. Stai un pic. Să le mai lucrez eu aici. Save image as. Și să le băgăm în critic, am zis. Bun. Să deschidem din nou ăsta. Mă refresh. Mie îmi place să mai vorbesc singur din când în când, așa că dacă te... Și îți povesteam și mai devreme înainte să intrăm că mi-e greu să mă concentrez să fac niște lucruri dacă fac ceva. Ok, hai să dăm drumul din nou la screen. De aici. La mine e mai greu cu tehnica, pe software din astea noi, share screen, share screen. Mihai, te-am ținut, se supără Violeta pe noi. Doarme de mult, stai liniștit. Doarme, a? Asta era, asta e una dintre imagini, ea lui Marius. Aoleo, Geo, am uitat de aia. Stai că-mi notez acum. Iartă-mă, chiar n-am, am uitat. Stai două secunde să-mi trec eu undeva folderul de critică. Dacă mai e cineva de data trecută să-mi zic acum că o să notez și să nu se uite. Docs. Aici. Deci, Geo, critică. Aprilie. Gata. O să te rog dacă poți și nu ți-e greu, că nu mai știu ce ai trimis data trecută și unde le-am salvat, dacă poți să le trimiți din nou pe mailul ăsta, live@arondwebcam.com, și data viitoare începem cu ale tale, primele. Da, Mihai. Da, cropul ăsta mi se pare perfect, n-aș mai merge cu crop din partea de jos deloc, că, nu știu, mă duc pe încheieturi așa, mâinile alea îmi plac în întregime, așa cum se văd. El e cropat ok, n-am niciun reproș la fotografia asta. Adică eu nu văd, alt crop n-aș vedea. Mai strâns sau cea, pentru că îmi plac mâinile alea acolo, știi? Expresia, doamne, e... Expresia, da, e genial, îmi place. Superb. Se vede că e o conexiune și sunt și niște triunghiuri acolo, mâinile cum sunt împreunate. Dacă faci un triunghi între expresia doamnei, expresia lui și mâini, e un cadrare foarte mișto și cromatica aleasă pentru alb-negru, în sensul că da, e o fotografie superbă, asta e. Felicitări, Marius, știu că tu ești mai la început. Salut, Marius Grosu. Acum a intrat. Bravo, foarte frumoasă fotografia. Foarte frumoasă fotografia. Un moment reușit. Mai avem una, asta e două secunde, cred că asta e a lui Cătălin. Cu Marius Grosu am stat la masă, am mâncat cu el la webcam. Ați mâncat de la McDonald's? Nu, stai că semăna cu altcineva. Așa, asta e ultima imagine pe care o avem în seara asta. Mă rog, ar fi fost mai multe, dar v-am zis, trimiteți-le la live@arondwebcam.com. Sabin, e ok regula cu 3 imagini, dar puteți să trimiteți maximum 10, pentru data viitoare, dacă sunt suficient de multe, o să aleg eu ce criticăm de la fiecare. Și nu o să merg pe principiu că două de la tine, două de la mine, o să aleg ce cred eu că merită criticat și și pe alea o să le criticăm, dar o să aibă toată lumea. Eu la fotografia asta, sincer să fiu, nu aș face crop, pentru că așa îți arată că e trasă de undeva din pădure, știi? Cumva
nu știu. Mi-e place amorsa asta de da. Ramuri de braț sau ce a fost aici. Nu aș face, n-aș face crop sub nicio formă. Asta nu înseamnă că n-aș încerca să văd cum e, dar cred că nu mi-ar fi plăcut cropată fotografia asta. Cromatic n-am ce să comentez, fiecare cu gusturile lui. Încadrarea este ok, e regula treimii acolo în dreapta jos, e ok, îmi place imaginea. Și mie mi se pare o imagine simpatică, ca să zic așa. Da. Regulamentară e corectă. Aș fi ales să-i pun pe ei într-un alt loc, să nu fie zona aia de poate marginea lacului, care să-i taie undeva, să-i secționeze de la piept. Da. Pe mine mă deranjează lucrul ăsta, aș fi putut să-i aranjez mai degrabă în partea de pământ. Pe limba aia de pământ, da, undeva. Da, exact, da. Și dacă ai fi făcut asta, cred că ar fi arătat mai bine imaginea. Pot să mă joc și cu un crop. Eu nu pot să mă abțin la chestia asta. Da, știu că, adică merită încercat și un crop, știi, dar merită încercat, păstrate totuși amorsele respective. Ia să vedem dacă nu. E de păstrat, că bănesc că nu le-a folosit degeaba, a avut un scop. Ideea este că mie genul ăsta de amorse folosit așa, să tragi prin ceva, să cred că trebuie folosit atunci când vrei cu adevărat să maschezi ceva ce te deranjează în cadru. Uh-huh. Sau pur și simplu dă o oarecare spectaculozitate. Uite cum era, nu mai știu, fotografia lui Alex Bogdan de mai devreme, pe care am discutat-o, aia cu toate luminile alea din amorsă. Acolo e justificat să folosești chestia asta, că pare spectaculos. Dar amorsa în general în fotografie se folosește când maschezi ceva sau când vrei să faci anumite diferențe între mare și mic, între rău și bine. Cam astea sunt situațiile în care folosești. Nu, eu personal n-am înțeles niciodată de ce ar trebui să te bagi un pic în spate ca să folosești crengile astea, când ai fi putut face cadrul ăsta la fel de bine și doar cu peisajul, adică cu pădurea din spate și da, atât. Sigur, nu zic că e un cadru rău sau ceva de genul ăsta, ci pur și simplu trebuie să găsesc o justificare pentru anumite lucruri care se fac în... Cu siguranță, care... zi tu, da, te rog. Zic, cu siguranță are și cadrul ăla, că doar n-a făcut toată ședința foto după da, Crăciun. Da, ăsta l-a trimis la critică. Da, îți dă o notă de mister așa. Noi când știi, când analizezi, adică noi știm că are și fotografiile celelalte, știi, eu cumva... Cel puțin sperăm. Sau cel puțin sperăm, că e clar că are și mai strâmte și mai larg și mai... Știi că mi-aduc aminte când făceam fotografii cu 14-24 în biserică cu mirii mici, atât, știi, de mici, și restul se vedea biserica, atât, și se începeau toți idioții să comenteze că nu se văd mirii. E negândindu-se că 90% din fotografiile din biserică sunt cu miri 1-1, un plan, știi? Adică aproape portrete, știi? Și că nu se văd miri, că ce bătaie de joc, că miri erau mici, că eu nu vreau să vă voiam cumva să arăt grandoarea bisericii și ce frumos a fost locul respectiv, știi? Și trebuia să fie și miri acolo, cumva. Știi așa. Vorbeai mai devreme de trend, că se schimbă genul ăsta, se schimbă fotografia de nuntă în direcția aia de fashion, glamour, luxury. Da. Eu cred că de fapt astea sunt fotografiile care contează cel mai mult pentru oamenii care te plătesc și te aduc acolo ca să le fotografiezi nunta. Vor să aibă niște fotografii cu ei de aproape, să li se vadă fețele. Iar ce facem noi pe lângă e o artă pe care trebuie să-i convingem că trebuie să o accepte la final, pentru că de-aia suntem și fotografi, ca să avem și noi o părere. Exact. Nu suntem doar niște oameni care au fost aduși la o nuntă ca să apese pe un buton și să facem ce vor ei. Da. Eu apreciez foarte mult fotografii în stilul fashion. E un stil pe care eu nu pot să-l fac pentru că mi-e foarte greu. Și cam asta cred eu că apreciază oamenii. Să vadă fotografii cu ei, să se vadă de aproape. Da, corect. O concluzie a acestei seri, Mihai? Sper că a fost o seară constructivă și pentru tine. Pentru mine a fost. Am învățat amândoi ceva din... Am mai învățat și eu niște reguli de compoziție cu... Da, o să trimit factura după, nu e problemă. Bagă acolo, la mine se plătește tot, nu e nicio problemă, dar se și taxează când e nevoie. Bun, a rezolvat și cu workshop-ul lui Marian, s-a vândut. O să mai insistăm și pe workshop-ul lui Cardona, că nu vine degeaba din Columbia, nu bate drumul degeaba până în România. Nici eu acolo sunt prezent, abia aștept să...
Da, pentru cine vrea detalii despre workshop-ul lui Cristiano Cardona, oricum o să le anunțăm noi în câteva zile. Momentan suntem ocupați cu închiderea evenimentului webcam, pentru că mai sunt încă 10-12 zile de muncă după ce terminăm. După asta o să ne ocupăm și de workshop. La curățenia la hotel? Nu, curățenia am plătit pentru curățenie. Acum ne ocupăm de trimis proof-uri și dovezi la sponsori, achităm ultimele facturi. Rezolvăm și cu speakerii ce mai avem de rezolvat și ne vedem în 2025. Deja vindem bilete fără să anunțăm sponsorii. Fără să anunțăm speakerii, pardon, că sponsori avem. Păi eu mă bucur că am mai prins loc, de aia mi-am luat din timp biletele. Întotdeauna în ultimii ani ai fost printre primii și noi apreciem asta. Faptul că vă înscrieți de la început contează mult pentru evenimentul ăsta. E un boost de încredere pentru comunitatea asta. Corect. Bine, Mihai. Mersi de invitație, să ne vedem. Ai vreun workshop ceva pe care vrei să-l promovăm? Eu am doar workshop-ul 1 la 1 la o nuntă reală. Ai zis că mai ai câteva locuri la asta, anul ăsta, că în principal ei da, le distribui pe toate. Sunt undeva la vreo 6-7 locuri mai sunt rămase. Pot să explic un pic în două cuvinte. Workshop-ul ăsta înseamnă prezența unui fotograf alături de mine de dimineață, de la primul moment al nunții până la ultimul moment al nunții, timp în care va vedea exact modul meu de lucru. Îi voi răspunde la întrebări doar atunci când am timp sau când vom avea perioade din astea de odihnă pe la restaurant. Deci cam despre asta este vorba și niște marketing prin care le arăt cum să fie vizibil, să ia multe comenzi. Asta vor învăța de la mine. Cum convingi miresele că e ok să mai vină un alt fotograf de care să te ocupi în afară de ei în timpul? N-am fost nevoit să, nu știu, eu sunt un tip așa care nu, un tip care nu prea sunt tras la răspundere de clienții mei, nu sunt întrebat câte persoane. Nu, dar întrebat câte descurs, sunt convins că nu e așa. N-am nicio problemă, știi? Adică de multe ori mai este situația meniului de la masă, știi? Că vorbesc în primă fază că suntem trei persoane și cumva în mod normal ar fi și a patra și ca să fiu cum să zic eu, să nu-i bag pe mir la o cheltuială, asistentul meu cumva pleacă acasă și rămân cu cel care vine la workshop, știi? Și astfel nu creez nicio discuție, că na, sunt oameni care se uită la 100 și ceva de euro. Pentru și ce presupune, să zicem că eu vreau să vin la workshop-ul ăsta, cât trebuie să plătesc ca să vin la o nuntă cu 450 de euro un sezon, dacă sunt nunți. Am și meniu inclus la nuntă sau? Ai și meniu, da, pe asta povesteam. Asistentul meu pleacă acasă. Pleacă acasă și rămâne băiatul sau fata de la workshop. Bănesc că ne dai voie să fotografiem în timpul nunții și ne uităm pe imagini a doua zi. Se fotografiază, eu las persoana să fotografieze, dar cumva o rog să mă ajute cu luminile, știi, că altfel pentru un începător e mult mai ok să te implici, să ții lumina așa cum vreau eu, să vezi direcționarea sau intensitatea luminii atunci când e nevoie. Mi se pare că o înțelegi mai bine în momentul în care o și folosești, știi? Și mi se pare că este un workshop complet, pentru că este de pe lângă celelalte workshop-uri, este de bifat și un workshop de genul acesta, nu neapărat cu mine, cu oricine altcineva care face genul acesta de workshop-uri, pentru că știi că la workshop-urile normale se fotografiază doar la o ședință foto, o oră, n-ai cum să vezi cum se fotografiază acasă, la biserică, la restaurant, la dansul mirilor, cum poziționezi luminile la restaurant, dacă le poziționezi și când folosești lumini suplimentare, adică mi se pare că este mult mai complet. Mi-aduc aminte când eram la început. Și nu găseai unde să te duci. Marian Sterea făcea de genul ăsta, workshop-uri de genul ăsta, și i-am scris și acum vreo 9 ani de zile: Mariane, dacă ești, poate îmi răspund și mie la mail-ul ăla pe care ți l-am trimis acum 8 ani, când am vrut să mă înscriu la workshop-ul tău. Da, am vrut să mă duc la el, dar poate nu mai avea locuri.
Nu, no, nu, no, era ocupat, îți dai seama, să voi fi tastat eu greșit. Ni se întâmplă tuturor și eu am găsit un mesaj de la cineva după vreo 7 ani, i-am scris și ne-am văzut la bere după aia, adică... Da. Cineva pe care l-am cunoscut între timp, dar doar așa întâmplător într-o trecere și am rămas prieten după 7 ani în care nu i-am răspuns la niciun mesaj, știi? Da, sunt complete pentru un fotograf. Ce mai este... Deci este ok să vină un fotograf începător la genul ăsta de workshop, măcar să vadă dacă rezistă fizic, pentru că fotografia de nuntă este o muncă grea, știi? Și te trezești că investești în aparatură, că îți place foarte mult să fotografiezi și îți dai seama că tu de fapt nu reziști fizic și că de la 12 noaptea tu nu mai dai randament să mai stai. Ai nevoie de Panasonic. Da, sau poate vrei să te culci, sau poate nu rezist să stai în soare, adică e o experiență mișto, știi, și prin care îți dai seama dacă poți să faci chestia asta sau nu. Pentru că știm că la o nuntă nu e nevoie doar să fotografiezi bine, trebuie să ai cumva și niște aptitudini din astea fizice și psihice, să stai și bine cu nervii și de comunicare. Că iarăși degeaba fotografiezi foarte bine dacă ești slab pe comunicare și ți-e rușine să interacționezi cu mirii și nu vrei să deranjezi și nu vrei să faci nimic și stai fără să zici nimic. Știi? Adică sunt mai multe. Știi că sunt foarte mulți fotografi în lumea asta care lucrează așa și o fac cu succes, reușesc să le explice mirilor foarte bine care este stilul lor de lucru și de ce sunt acolo. Și da, sunt oameni și clienți care apreciază fotografi care nu deranjează cu absolut nimic și sunt mega surprinși și încântați la final când primesc un set de fotografii de care ei nu au fost, despre care ei nu au fost conștienți. Sunt perfect de acord cu chestia asta. Mi-ar plăcea și mie să fac chestia asta, să nu mă implic deloc, dar din păcate nunțile noastre nu sunt ca nunțile de afară, știi? Unde oamenii înainte de nunt, adică există momente pe care să le fotografiezi fără să te implici. Adică știi nunțile alea când băieții se adună la piscină, beau, sar în apă înainte să înceapă nunta. Știi, la noi intră, probabil că știi și tu că vine mireasa cu domnișoarele de onoare și te întreabă pe tine ce să facem acum. Adică ce facem acum? Dacă tu nu te implici, nu se întâmplă absolut nimic. Adică nu ai ce să fotografiezi pur și simplu. Mi-aduc aminte acum câțiva ani de zile am fost la un băiat care era naționala de rugby a României sau fusese sau ceva de genul ăsta și a luat o cameră super șmecheră pe la Marriott și în timpul nunții era meci de rugby național a României cu nu mai știu cine. N-am făcut, 3 poze am făcut pentru că s-a uitat la meci, adică ce poze să le faci uitându-se pe o canapea la televizor, știi? Și a trebuit să le explic, băi, lăsați meciul, că aveți și voi timp să-l vedeți în reluare. Odată e ziua anunții, știi? Nu mi-a fost greu, că erau de 2,5 metri și așa pachete toți, înțelegi? Și a trebuit să mă implic, altfel efectiv nu aveam ce să le predau. Bineînțeles, puteam să găsesc scuza și să zic ce vrem, dacă asta s-a întâmplat acolo, asta am fotografiat, știi? Dar eu personal, când nu se întâmplă nimic, cumva încerc să fac să se întâmple lucruri pe care să le fotografiez, să merit și eu banii, știi, pentru prezența mea acolo. Și să știi că e frustrarea aia când câștigi o sumă de bani și nu ai numărul de fotografii pe care ar trebui să-l predai, cu toate că nu a fost din vina ta, știi? Nu s-au întâmplat lucruri, pur și simplu. Da, chestia asta cred că ar trebui stabilită de dinainte. Eu personal am trecut în contract că poți să primești atâta, dar poți să primești și mai puține, poți să primești multe. Și le-ai situația. În măsura în care evenimentul vostru nu e... O să dau într-o seară cum e formulat, că nu mai mi-aduc aminte cum e scris. Îți dai seama că nu poți să zici că evenimentul tău nu e ofertant și o să fie un eveniment nasol. E scrisă frumos în contract, nu doar că nu mai mi-aduc aminte acum cum e scris. O punem într-o seară. Când o să vorbim de contracte, poate. Da. Deci 450 de euro, un workshop cu Mihai Roman, mai sunt 7 locuri anul ăsta. Ne-am dat seama acum de ce ai 27 de anunți în 2024. Dar sunt mai multe. 30. Da. Dar la 3 nu vrei să iei pe nimeni. Nu. Bine, deci sunt 3 locuri, 450 de euro, te ocupi de un fotograf și vă uitați peste poze a doua zi. Ai folosit vreodată din fotografiile trase de cei care vin? Da. Deci te ajută. Poate o altă viziune. Da, folosesc.
din fotografie, de ce nu? Da. Bine, Mihai. Bine. Uite, ne-am apropiat de 2 ore și jumătate. Cred că e cazul să mergem și noi la meciul de rugby. Exact. Violeta s-a culcat de mult. Îți mulțumim încă o dată pentru prezență. Îți mulțumim că ești alături de comunitatea noastră întotdeauna și ne susții cu ce poți tu mai bine. Doamne. Și sperăm să rămâi în continuare cel mai iubit fotograf de mătuși, de mătușile din România, și să meargă treaba bine în 2024 și să ne vedem sănătoși la workshop-ul lui Cardona. Da, vii și tu? Vii și tu, nu? Evident că vin, normal. N-aș putea să ratez așa ceva. Ne vedem acolo atunci. Bine, bine, sper să ne mai vedem și cu alte ocazii, că ăla când e? În septembrie? Nici nu mai știu. 90 septembrie, da. Okay. Bine, seara, Mihai. Vă salut. Te-am pupat, seară frumoasă. Salutăm pe toată lumea care a stat aici cu noi. Uite, avem încă 40 de oameni care ne urmăresc, ceea ce e mare lucru. Au fost și 70, dacă nu mă înșel, la un moment dat. Pentru grupul și nu uitați să dați și voi un like la pagina mea, Mihai Roman, fotografer. Așa se încheie un live și căutați-ne și pe... Căutați-ne pe YouTube. De mâine o să găsiți înregistrarea acestui live din această seară. O să o găsiți și pe canalul nostru de YouTube, youtube.com/arondwebcam. Parcă așa e link. Vă mulțumim tuturor, seară frumoasă și să aveți 2 săptămâni productive. Până ne vedem data viitoare. La revedere, noapte bună. Pa, pa. Pa, Mihai.